Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la o nouă emisiune Realitatea Românească și am intitulat titlul emisiunii noastre de astăzi în mod absolut corect și în concordanță cu realitățile vieții politice, conflict de constituționalitate. De ce am ales acest titlu? Pentru că în ultimele zile realitatea politică românească a scos în evidență un atac dur uh, al Direcției Naționale Anticorupție la adresa unui membri ai cabinetului, actualmente membru în cabinetul uh, Tudose, care în 2013 însă făceau parte din cabinetul uh, Victor Ponta și aici vorbim de doamna Șeviș Aider, care atunci avea funcția de secretar de stat și de doamna Rovana Plum, care era, știți bine, ministrul mediului. Însă, uh, Urmări cu atenție comunicatul Direcției Naționale Anticorupție de vineri, 21 septembrie, în care se discută despre uh, abuz în serviciu a celor doi demnitari, înc, plus alții patru uh, funcționari publici cu statut special, putem spune, uh, prin care uh, s-a adus în atenție faptul că acel transfer de proprietate, de fapt de la public la public, ar fi încălcat atât Constituția României, cât și anumite acte normative în vigoare, și aici ne referim la anumite legi, însă vom reveni asupra lor și vom dezvolta acest subiect. Ce trebuie să reținem, însă, că și aici pornim de la legea fundamentală a statului român, Constituția, că respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Așa spune articolul 1 alineatul 5 din Constituția României Totodată, atunci când ne referim la incompatibilități și imunități Trebuie să reținem că articolul 72 alineatul 2 din Constituția României Dispune că în cazul în care deputatul sau senatorul poate fi reținut Și supus percheziție pentru fapte care însă nu au legătură cu exercițiul funcției lor în situația în care vorbim de exercițiul funcției lor, aceste măsuri pot fi dispuse numai cu pre aprobarea prealabilă a Camerei din care fac parte, după ascultarea lor, competența de judecată aparținând în alte cursuri de casație și justiție. E adevărat că în caz de infracțiune flagrantă nu e cazul nostru în, în acest context. Deputatul sau senatorul poate fi reținut și supus percheziției, însă... Uh, uh, Ministrul Justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra măsurii luate, iar dacă se constată că această măsură este ilegală, se dispune imediat revocarea acesteia. Mergând mai departe în speța noastră, putem spune că se încalcă dispozițiile constituționale ale articolului 109 care se referă la răspunderea membrilor guvernului. Și anume că Guvernul răspunde politic solidar în fața Parlamentului pentru actele săvârșite în timpul exercițiului funcțiunii. Însă, numai președintele României, Camera Deputaților și Senatul au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, președintele României poate, poate, repet, Dispune suspendarea acestora din funcție. Însă, trimiterea unui, în judecată a unui membru al guvernului atrage de la sine suspendarea acestuia din funcție. Competența de judecată aparține în mod evident în alte curs de casație și justiție. Însă, mergem mai departe. De ce s-a invocat totuși în. în ceea ce a susținut de Direcția Națională Anticorupției, că s-ar fi încălcat dispozițiile constituționale și aici avem în vedere, bineînțeles, prevede articolul 136 care se referă la proprietatea publică, în special la alineatul 4 și anume că bunurile proprietate publică sunt inalienabile, ele pot fi date în administrare doar în anumite situații. Însă, în acest caz, se mai invocă faptul că acele două hotărâri de guvern, una cu caracter normativ și aici avem în vedere hotărârea de guvern numărul 858 din 2013 și hotărârea de guvern numărul 943 din 2013, care are un caracter individual, s-ar fi adoptat. Cu încălcarea legii, în sensul că Ministrul Justiției și Ministrul Finanțelor nu și-ar fi dat avizul în sensul uh, de a fi de acord cu adoptarea unor astfel de hotărâri de guvern. Numai că legea 90 din 2001 privind organizarea și funcționarea guvernului și a ministerilor nu dispune că în cazul în care uh, un minister nu este de acord cu adoptarea unei astfel de ordonanțe, pentru că uh, aceste hotărâri se adoptă în consens de către membrii cabinetului nu înseamnă că s-a făcut cu încălcarea legii. Mai mult decât atât, articolul 108 din Constituție, care se referă la actele guvernului, prevede că guvernul adoptă o și o donanțe se emit pentru organizarea executării legilor, bineînțeles, ordonanțele în timpul vacanței parlamentare se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, Legea de abilitare stabilind domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe. Numai că hotărârile și ordonanțele se semnează de primul ministru, se contrasemnează de, de, de ministrii care au obligația punerilor în executare. Și, în fine, ajungem ă, la o situație deosebit de interesantă pentru că, într-adevăr, asistăm la un conflict de constituționalitate, ceea ce și în declarația de astăzi domnul Liv Dragnea, președintele Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, a spus că există posibilitatea sesizării curții constituționale pentru că s-a iscat un conflict de constituționalitate. Așa cum prevede articolul 146, litera din Constituția României, care spune că uh, în situația în care că instituția Curții Constituționale soluționează conflictele de natură constituționale apărute între autoritățile publice la sesizarea președintelui României, a unuia din membrii celor două camere, a Consiliului, sub, a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii sau a primului ministru. Iată că unul din președinții celor două camere poate oricând sesiza Curtea Constituțională în situația în care apar conflicte de natură constituțională, ceea ce se pare că în acest moment în mod evident se conturează în ceea ce privește modul în care Direcția Națională Anticorupție dispune până la urmă, deși nu are, așa cum a spus articolul 109, prevede clar că numai președintele României, Camera Deputaților și Senatul au dreptul să ceară urmărea penală a membrilor guvernului. Având în vedere cele spuse până acum și pentru o lămurire mai amplă a acestui subiect și nu numai a lui, pentru că în această seară vom avea mult timp la dispoziție și îmi face o deosebită plăcere de a-l avea alături de mine ca invitat pe domnul senator, profesor Ioan Ghișă, membru al de fost senator în Senatul României și o persoană cu o expertiză extraordinară, fiind profesor de matematică în ceea ce privește interpretarea legii. Pentru că am, am constatat cu plăcere că domnul senator Ioan Ghișă, în momentul în care aude despre știu eu, un, o dispoziție dintr-un act normativ care este stipulată în anumit domeniu nu, nu se exprimă până nu studiază atât de bine uh, acea componentă a normei juridice res respective, poate chiar unor mai bine decât o face un, un uh, jurist de specialitate. Bună seara, domnule senator, bine ați venit în emisiune. Mă bucur mult că ați acceptat invitația mea, că până la urmă este invitația mea, de a fi din nou împreună și de a dezbate iată uh, probleme, Când în afară de aceasta vom dezbate și altele probleme de mare actualitate a vieții politice interne, și chiar internaționale. În legătură cu ceea ce se întâmplă pe viața în viața politică românească, cu privire la acest conflict de constituționalitate, pentru că putem spune că este un conflict între două autorități, respectiv Direcția Națională Anticorupție și uh, Guvernul României, până la urmă. Sunt autorități publice ale statului român. Ce părere aveți despre această situație? Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru onoarea de a mă fi invitat la emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru șansa de a fi unicul invitat și atunci, în mod sigur, vom avea uh, ocazia unui dialog uh, constructiv, chiar dacă pe alocuri polemic. Și, prin faptul că vom avea suficient timp, vom putea să lămurim unele aspecte care, pentru telespectatori, în mod sigur sunt neclare, deoarece în funcție de canalul de televiziune de știri pe care îl deschizi, afli o afirmație sau contrarul acelei afirmații cu argumente pe care lumea prea puțin le stăpânește pentru că nu toți suntem juriști. Și atunci lumea are de trăit viața și de trăit cu familia, de mers la servici și nu are timp să stea să studieze toate subtilitățile care se spun sau mai ales nu se spun În emisiunile de știri de la televiziuni Sau în talk show-uri Vă felicit pe dumneavoastră pentru expunerea Deosebit de tehnică laborioasă și precisă Din perspectivă constituțională Pe care ați făcut-o Problemei pe care noi o dezbatem Și acum dacă îmi permite să jucăm puțin teatru Ca să stimulăm telespectatorii Să se uite la noi Domnul Titi Sultan, iertați-mă Cum adică ați spus că DNA-ul Atacă guvernul. Care, până la urmă. Dar cine e Dneau? Dneau este, așa cum spune Constituția, deși nu este prevăzut în Constituție, dacă luăm articolul 131, care se referă la Ministerul Public, iată că acesta funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, adică procurorii sunt constituiți în parchete și. Ei funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției, potrivit principiul imparțialității, impar al independenței și al controlului ierarhic. A citit din Constituția da, articolul 131 aliniatul da, 2. Exact. Însă, din păcate, potrivit ordonanței de urgență. Numărul 42. 43, din, 43 2002. din 2002. Iată că Direcția Națională Anticorupție practic funcționează ca instituție autonomă, Cum? ceea ce contravine dispozițiilor constituționale. Și nu pot să nu vă destăinui că, după ce, în 2004, uh, Guvernul Adrian Stase a adoptat. Uh, în cadrul reformei justiției, trei legi de mare importanță în acest scop: 303, 304 și 317. Din păcate, în 2005, Monica Macovei a inițiat un proiect privind modificarea legilor justiției, în care avea la un moment dat în plan substituirea Direcției Naționale Anticorupție, pentru că avea ca scop să transforme atunci, de fapt s-a numit Direcția Națională Anticorupție în loc de par Parchetul Național Anticorupție uh, și avea de scop formarea unei instituții autonome care nu știu în fața cui ar răspunde și chiar uh, scoaterea uh, de sub uh, influența politicului, de deci, răspunderii politice, deși Pornim de la ideea că în România statul este organizat potrivit principiului separației și echilibrului puterii legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. Iată că atunci bineînțeles Monica Macovei, în tandem cu Traian Băsescu, pentru că asta nu pot să omit, a încercat să dea pachetului național Direcției naționale anticorupție, mai clar. O modalitate de a se expune în, în viața politică a statului român ca o poliție politică până la urmă și. Pe, pe baza aceasta s-a creat în, în, în perspectivă acel binom seriei DNA care a dus în mari prejudiciul modului de, de a uh, crea anumite dosare știu eu, unor persoane publice, cum știm foarte bine că există în ultimul timp fel de fel de înregistrări, fel de fel de declarații ale unora și altora care uh, nu sunt de acord cu modul în care funcționează justiția în acest moment în România, pentru că se încalcă în mod flagrant unul din principiile fundamentale ale făcutului justiției, și anume independența justiției. Prin urmare, revin la întrebarea dumneavoastră. Acest organism, practic, așa cum rezultă din dispozițiile articolului 2, din ordonanța de urgență a Guvernului 43 din 2002, ar fi o instituție autonomă care nu ar răspunde în fața nimănui. Cum se cheamă, ce titlu ați pus emisiunii? Conflict de constituționalitate. Ați spus lucruri foarte exacte, precise și fundamentate juridic, și pentru ca telespectatorii să înțeleagă bine miza conflictului de constituționalitate, e bine să ne uităm la texte. Sigur. Constituția, așa cum ați spus, în opinia mea, din perspectivă didactică, prea repede. La articolul 131 Spune așa Parchetele Adică Ministerul Public da. Parchetul General Și parchetele Funcționează pe lângă Instanțele de judecată Conduc și supraveghează Activitatea de cercetare penală A Poliției Judiciare în condițiile legii Legi, Repet Parchetele funcționează pe lângă Instanțele de judecată 131 aliniatul da, 2 din Constituție. din Constituție. Da. Ia să vedem ce scrie în ordonanța Articul de urgență în da. care s-a înființat dna 43 din 4 aprilie 2002. Citez din articolul 2. Da. DNA este independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea. Precum și, cu, precum și în, relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru a asigura respectării acesteia. Repet, rar și clar. Da. DNA este independentă, zice ordonanța de urgență prin care s-a înființat, în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea. Bun, dar ce spune Constituția? La 131, care l-am citat adineori. Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată. Deci, ce descoperim prin lectura a două rânduri? Unul din Constituție, 131 aliniatul 2 pentru telespectatori, ca să poată să noteze, să verifice. 131 aliniatul 2. Repet, Parchetele funcționează pe lângă instanțe de judecată. Ce scrie la ordonanța de urgență 43 din 24 aprilie 2018 prin care se înființează dna -ul? Scrie că, repet, DNA scuzați puțin că îmi face figuri da, articolul instrumentul. Este independent față nu, scuzați mă. -mă. Articolul 2. Zice, DNA e independentă în raport cu instanțele judecătorești. Deci, descoperim că, prin ordonanța de înființare, DNA-ul s-a constituit în afara statului român. Pentru că foarte bine ați spus. Da, da ordonanța a fost modificată, să nu uităm. Asta, nu aici. Toate da, Deci, încă o dată. Așa cum ați spus, statul român are trei puteri. Legislativă, Parlamentul, executivă, guvernul, governu, autoritatea judecătorească, înseamnă CSM și instanțele judecătorești. Bun. Și Ministerul Public atunci unde este? Spune Constituția. Că, în cadrul autorității, autorității judecătorești, judecătorești există judecătorești. Ministerul Public. Da. Și acum problema următoare. Toate parchetele din România, Ministerul Public, sunt pe lângă instanțele judecătorești. DNA-ul independentă față de instanțele judecătorești, independentă față de parchete. E suficient să fii în clasa 10 -a la liceu, să cunoști limba română, să ai o minimă logică și să-ți dai seama că DNA-ul a fost construit de la început stat în stat. Neconstituțional. Bun. M-am adresat adres, avocatului popor în această primăvară și mi-a răspuns că s-a făcut control de constituționalitate pe ordonanță și că e constituțional. Păi atunci, din două una. Ori Curtea Constituțională, când a făcut control de constituționalitate, a spus adevărul. Adică, e constituțional acest articol 2 din ordonanța de urgență, repet, 43 din 2002. Și DNA-ul. E independent față de instanțele de judecată, e independent față de toate parchetele și înseamnă că e constituțional, ca așa zice curtea, printr-o decizie. Orice scrie în Constituție e greșit. Păi în construcția unui stat de drept, toate legile se pun în concordanță cu Constituția. Așadar, ce vreau să spun din această expunere este că acea decizie care s-a dat în timpul regimului Băsescu, de către o curte constituțională în care Băsescu avea majoritatea, președintele curții și majoritatea a dat o decizie care încalcă ea Constituția. Păi cum să spui că o instituție, o direcție, scuzați, nici măcar direcție, o direcție dintr-un parchet, cu trei direcții, că avem parchetul general, DICOT, DNA, două direcții specializate. Una dintre direcții e independentă de toate instanțele, independentă de toate parchetele. Iar în Constituție spune că parchetele sunt pe lângă instanța de judecată. Și că procurorii funcționează în parchete. Deci, noi, din start, avem o construcție instituțională făcută prin lege, care, în mod abuziv, de către Curtea Constituțională, a fost constatată în aliniatul 2, ordonanța 43 de urgență. Care era urgența în 2002? Neconstituțională. Și asta este una dintre cauzele pentru care DNA-ul este stat în stat acum când vorbim. Sigur, e o discuție de ce n-a fost corectată legea, când se putea. Eu, eu de o ce n-a fost în Constituție discuție. în 2003 e o discu... separat Direcția Națională Anticorupție în cadrul Bineînțeles, Când întâi s-a aprobat Constituția exact. în noiembrie 2003, da. după aia avem în 2002 am avut ordonanța exact, cu exact. dna și în 2004, cum bine ați spus, legea 303, 304 și, 307, 304. 304 și 307 de organizare judiciară, da? Exact. Bun. Și acum avem al doilea aspect pe care dumneavoastră l-ați semnalat, Întâmplarea face că atunci eram deputat și n-am înțeles miza subiectului. Prin legea 257 din 2005, în numele reformei în justiție, într-o lege care, de fapt, este un pachet legislativ și care lege, de fapt, încalcă și ia Constituția, pentru că în Constituție se vorbește că Guvernul își poate asuma răspunderea pentru o lege, o declarație de politică generală sau pentru un program. Exact. Da. Orice au făcut. 113. În legea 257 din 2005, telespectatorii pot să găsească legea, inițiată de Ministrul Justiției de atunci, Macovei, în 16 capitole s-au tratat modificări de lege ale proprietății, inclusiv înființarea NRP. În care mai târziu s-a dovedit a fi izvor de furat bani publici. Și al 17-lea capitol modifică cele trei legi ale justiției care le-ați menționat și în mod esențial modifică o chestiune care atunci personal n-am înțeles-o, în timp am înțeles-o. Anume, a luat legea pe care Ministrul Justiției și Guvernul de atunci și-au angajat răspunderea, și a mutat că numirea procurorilor general șef DICOR și șef DNA O face președintele României Adică Băsescu da, da. Băsescu a pus-o pe Macovei Macovei a chemat, co, dat instrumentul legal ca Băsescu să numească procurorii generali Băsescu a stat 10 ani 6 ani a ținut-o procuror general pe Chiovești Și după care a mutat-o la DNA La DNA l-a ținut 6 ani pe Morar da, După care l-a mutat da. la Curtea Constituțională deci cu doi oameni și-a făcut mendrele 10 ani în parchete. Parchet General și DNA. Deci, să fixăm trei repere ale cadrului discuției. Constituționalitatea problemată. Luăm, luăm și un scurt, moment de, un scurt moment de publicitate și revenim. Mulțumesc. Deci, o să, repe, o să da, revenim în propunțe. privința celor trei cadre de sigur, reper. Sigur. Am revenit în studio, stimațele spectatori, deosebit de utile și pertinente comentariile domnului Ioan Ghișe în legătură cu organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție, care trebuie să recunosc și mulți specialiști au recunoscut că practic prin atribuțiile prevăzute în aliniatul 2 al ordonanței numărul 43, o nație de urgență a guvernului, se creează pe mizele unui uh, parchet uh, extraordinar uh, situat în afara legii. În afara statului român. În afara statului de drept, până la urmă. Îl urma... plătim din bani publici? Da. Da, normal. Deci, înainte de publicitate, și ce bani? Înainte și ce bani de publicitate, se început da. să, să spun că există trei mari repere ale situației de neconstituționalitate sau situației de haos în care ne aflăm legat de DNA. Primul este ordonanța de urgență 43 din 2002 cu acel articol 2 care spune că DNA este independent față face ea parte din este structura așa, dar are da. buget separat da. și e independent de față de toate instanțele, față de toate parchetele. Încălcând vădit 131 aliniatul 2 din Constituție care spune că parchetele sunt pe lângă instanțele de judecat. Asta e prima chestiune. A doua chestiune. Dată numirea procurorilor șefi, procuror general, procuror șef din, procuror șef de nea, președintelui okay. României, adică celui mai politic om al țării, prin lege, a creat premiza ca un om politic, după interesele lui politice, să pună în funcție, vezi cazul Chioveșii sau Morar, și să mențină în funcție, indiferent de infracțiunile care le comite persoana, vezi cazul Chioveșii, și menținută în funcție și de Băsescu și de Iohannis. Vorbim de fapte. Nu o acuzăm, dar constatăm. Da, de acord. Nu știu cât ei, da? probabil în afară ei există alte interese. au numit o în funcție, da? Da. Indiferent de infracțiunea comisă, procurorul șef rămâne în funcție. De ce? Ca așa e interesul politic al președintelui. De aceea a venit Iohannis în fața Parlamentului și ce a spus parlamentarul? Luați mâinile de pe DNA. Da, da. Jurnalistul Ion Cristoiu spune că DNA-ul funcționează ca bulanul, știți de la poliție, da, 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 ce, de la jandarmi, ăla de cauciuc, bulan, cu care, așa, e bulanul președintelui împotriva adversarilor politici. Și acum al treilea reper este susținerea internațională. Exact, aici am vrut să. Față de care din păcate mulți dintre liderii noștri sunt excesiv de obedienți față de această șefa DNA-ului, o persoană, care comite la infracțiuni, ne minte cum dorește. Da, mă rog, o să mă întrebați ce infracțiuni, infracțiuni comite. Da, vă da, că... da, spun eu. Dacă le -a cum se numește, a cum se numește când procurorul să... general stabilează. din e-mailul său de serviciu, mecheveși.ro, da, me de nu, 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 suspiciune. Probă, bine, din presă. Da, da. Nu, probă. Căveși deci, Arond, mepublic.ro da, de pleacă rechizitoriu care e secret înainte de a începe judecata, trimis uh, la evenimentul zilei directorului Mircea Marian. Am de zi, la zi, doamna infracțiunea este singurul al răspundei penale. Așa, și, care nu cercetează nu, nimeni da, care va la Da, da. A, dacă, dacă, fură sau minte șeful, dacă fură sau minte șeful, ne facem că nu vedem. Sunt de acord, putem da. să spunem prezumția, da. prezumția da. de comitere a unei infracțiuni. Da, 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 da. nu putem, da, nu putem să... deci, prezumția constă în bine... fapta că s-a întâmplat Acum așa. Dar, un... da. Da. dar vă mai aduceți aminte 2012, luna august, prin țară procurorii DNA. A, vorbim de... Direcția Națională Anticorupție. Când, anchetând pe capota mașinii. Pe oamenii de la țară cu mâna pe Biblie să Vă jure cum referendu. au votat la da. referendum, Alea ce erau? Nu tot uh, infracțiuni de abuz în serviciu? Eu cred că da. Eu au suspiciuni. Dacă citim. Da. Nu, era, nu, era, nu. Era, era Erau doar suspiciune fapte suspiciune care le-am văzut la televizor. Da. Da. Mă rog, și altele asemenea. Plus da. minciuni. Vă aduceți aminte minciuna din ianuarie anul acesta când ne-a spus doamna Chioveș și public de faptul că n-au existat protocoale SRI? Da, parche. SRI DNA. Da. Știți cine era procuror general când se făceau în 2009 protocoale. Trebuia să fie domino, domnul... Nu, chiar doamna, Chia procuror doamna. general. Da, procuror general românesc. Și s-au semnat protocoale între parchetul general și SRI. Adică de domnia sa. Da. Deci ne-a mințit în ianuarie. Știi ce înseamnă răspândirea de informații false în public? Da, infracțiune. Codul no, penal. Deci da. uite, v-am enumerat trei da. infracțiuni comise că... de numita și mijloacele de informare publice sau private da, au obligația da. să asigure informația corectă a, informa a, corect a cetățeni. Da, și de răspândire. Da. Și, și. Da, deci, mă rog. avem Asta... trei repere. Un reper. Trei repere. că nu e de. Funcția legală și instituțională în mod neconstituțional a ului asemănător de cot. Doi. Numirea de către omul politic cel mai important din țară, președintele României, a șefilor acestor parchete. Și trei. Susținerea externă pentru persoane Corupte în fruntea parchetelor Indiferent de infracțiunile comise De aceste persoane De acord, însă, haideți să revenim la o situație vă rog. E normal ca state străine Să intervină. Să decoreze cu... a, Am înțeles, la ce vă referiți la doamna Chiuviști Șefi cu un a instituțiilor da. românești? Pentru ce anume? Decât dacă ar fi adus servicii statului. Bravo! bravo. Iohannis a fost decorat de Germania pentru servicii aduse statului știu, german. Știu, știu, în mod știu, repetat. Știu. Iar doamna asta, procuror șef, a fost de decorată de mai multe state. Exact. Înseamnă că le a adus ceva servicii, nu? Cunoașteți vreun uh, străin companie sau șef de companie multinacională incriminat de DNA? Pentru corupție? Nici eu. Nu. Deci constat că... Dar oare sunt corupți dintre ei ăștia care lucrează în, în România? România? evident Se poate? că sunt, sigur. Și niciunul nu e incriminat? Nici nu e incriminat, da. Mm -hmm. Deci oare astea De să ce? Fie serviciile că... care le-a adus doamna statelor respective? Oare? Mă, ne, eu mă întreb așa ca cetățean. E o posibilitate. E o posibilitate. E o posibilitate. Bind. Hai să continuăm. Nu în prezumție. Deci... Însă, haideți să, re să revenim puțin la articolul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 43 pe Îl 2002. mai citesc o dată? Nu, nu, nu. Atâta timp da. cât Stați că... Curtea Constituțională a constatat în 2005-2006 că ordonanța de urgență 43 pe 2002 în între lui... egalitatea sa, inclusiv, adică în mod vădit, articolul 2 E foarte greu în momentul de față să mai putem face ceva decât dacă. Această... Legea. Exact. Dar altă soluție. Încă o dată, pentru avem. Încă o dată că asta da. este de manual. Și, nu, și să vă spun de ce și în ce scuze. Pentru că deciziile Curții Constituționale, potrivit articolul 147 din, din Constituție, sunt obligatorii și se dispun numai pentru viitor. Încă o dată. Vă rog. Articolul de care ați zis da? spune așa. Da. DNA este independentă. În raport cu toate instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea. În Constituție, repet, spune, da. procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Justiției, Zis, în parchete, și parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată. Deci, în Constituție scrie că parchet poate să fie doar pe lângă instanță și nu poate pe lângă Unitatea Militară sau pe lângă Școala 25, numai pe lângă instanță. În schimb, la DNA, Funcționează în afara instanților da. de judecată. Numai că o sigură, de ce? Vă, spun, de ce vă spun de acum, că am, am ascultat cu atenție. Știți pe ce s-a axat, axat Curtea Constituțională motivarea pe deciziei majoritatea lui Și pe asta. Dar știți pe ce din, din acest articol 131 alineatul 2? Din că acolo spune în condițiile legii. Păi bun, dar legea poate să încalce Constituția? Dacă o lege, normal că nu. Și dacă știți, și vă spun și de ce au putut să consider așa. Să ne amintim că în 2017, după ce PSD-ALDE a câștigat alegerile, se tot discuta despre desemnarea candidatului Liviu Dragnea pentru funcția de prim-ministru. Atunci s-a spus, domnule, atâta timp cât are o condamnare, nu poate să ocupe această funcție. S-a spus. spus. E, însă. Eu uh, am sesizat Și nu numai eu, că nu sunt eu cu pământului în domeniul juridic La articolul 16 alineatul 3 Din Constituție spune Funcțiile și demnitățile publice, civile Sau militare pot fi Ocupate, virgulă În condițiile legii De persoanele care au cetățenia română și domiciliu în țară Însă în condițiile legii Numărul 90 din 2001 Legia cu organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Spune că nu pot fi membri ai guvernului persoanele care au fost condamnate prin hotărâri judecătorească definitivă. Opriți, da. Neconstituțională prevedere. De ce? Da, dar uite că Pentru ridicat că spune excepția... în Constituție, atunci când se dau restrângere ale drepturilor da. cetățenești fundamentale, printre care și acela de a fi ales, se dau pe perioade limitate de timp, potrivit sentinței pronunțate. Da, da, ai, ai o pedapsă complementară. Păi care da, nu dar, a fost restrângerea drepturilor nu... fundamentale Vorbim de articolul... Printre care și dreptul de a fi ales se pot face doar pe perioade limitate de timp potrivit sentinței... vorbind de articolul 52 din Constituție la restrângea exercițiului unor drepturi sau libertăți? Nu, vorbind de sancțiunea complementară pe care o dă instanța bazată da, de, dar, nu dă de dă decât pe, nu te condamnă pentru da, ceva. Când consideră dar, că după perioada de reabilitare da. stabilită în sentința judecătoare da. cetățeanul este da, de, acord. În... de, de acord. Dar așa... nu era reabilitat atunci. Păi, păi în, a... stați că nu era. nu, era. că nu înțeleg limite respectatorii. Așadar, un cetățean care a primit o Uh, sentință de condamnare chiar cu suspendare. Da. Și care are o perioadă de reabilitare stabilită de instanță. Nu e, nu e perioadă de reabilitare. Un termen de încercare. Termen de încercare, poftim. Vă rog. De încercare de ce? Că respectă termen de încercare în care, că respectă dacă legile. nu comite nicio faptă, înseamnă și că e Și când a trecut perioada aceea, da. este îndeplinătatea drepturilor fundamentale cetățenești, Printre care și acela de a fi ales. Dreptul de voce dreptul de a fi ales, exact. da. Exact. Da, Din acest motiv Prevederea din, din legea 90 a organizării și funcționării guvernului este neconstituțională. Da. Pentru că o lasă la infinit. Numai Dacă că... vreodată ai suferit o condamnare penală, de exemplu, te prins... O condamnare penală nu înseamnă și stai. o pedapsă complementară. Păi nu da, înseamnă. da, Pedapsa păi complementară se dă la condamnarea penală. Nu. Ei, nu. Nu. Uh, Voi da, explica imediat de, de ce. Pedeapsa complementară se de la. Vă... Tu la pedeapsa penală, dar nu în toate cazurile. Păi da, Nu da. contează că nu. Este toate considerat cazuri. o excepție deci, dar nu complementară. Nu asta contează. Contează faptul că prevederea din legea 90 de organizare și funcționarea guvernului, care spune că cine a avut odată în viața lui o condamnare penală, nu mai poate fi ministru. Nu. Păi, nu. dacă la 18 ani ai dat un pumn colegului și ți-a dat o condamnare penală cu suspendare, la 25 de ani, la 48 de ani, nu mai poți fi ministru? Este o eroare. De acord. Deci, asta este esența că din legea 90 da? încalcă prevederile Constituției. Bun. Numai că vă aduc imediat două contraargumente. Ce? Adică nu imediat încalcă prevederile Constituției. Dreptul de vot. Exemplu. Este un drept constituțional preus de Constituție. Nu au drept de vot debilii și e cazul, Uita, nu pe cazul. cum și persoane condamnate Dar prin votărie definitivă nu e la pierderea noastră. drepturilor electorale. Numai dacă, una pe lângă pedapsa principală, de vot, se aplică și o predapsă complementară. Soldat, și dreptul de a fi ales. Una este dreptul de vot și alta e dreptul de a fi ales. Ok. Și atunci ne întoarcem la articolul 16 a 3. Din, au din Constituție, de a, Da. Ca să înțeleagă Au dreptul de a fi ales cetățenii români cu drept de vot da, care uh, Uh, nu, uh, au drept de vot, au dreptul de a fi aleși cetățenii români care instrument uh, au domiciliu în țară, da, odată, și care în condițiile legii, și aici ne referim la articolul 90, la legea 90 din 2001, care nu au fost condamnați pe o tărăjitorească definitivă la o infracțiune. Însă, atât timp când nu a intervenit reabilitarea, nu putem discuta de această situație. Da? Deci hai să citim precis Deci funcțiile și demnitățile publice Repet, articolul 16, și aici, pe alineatul 3 Cetățenii Civile sau militare Funcțiile și demnitățile civile publice sau militare, civile Pot fi ocupate în condițiile legii legi De persoane care au cetățenia română Și, și domicilul în domicilu țară, punct În condițiile legii Nu. Păi da, spune în, în condițiile, condițiile legii, legii. Păi, În punct. condițiile legii și legea e legea numărul 90 Da, și are prevederea neconstituțională păi, păi nu pot să uitați... iei pe viață Nu poți să iei pe viață Dar nu ia pe viață Cum să nu, domnul? Nu. Păi când viața... spune că n-au dreptul să ocupe funcții publice persoane care au fost condamnat penal. Să păi păi la... zice mai departe. uitați articolul... care au trecut de perioada de. Cred încercare. că e articolul 5 din legea 90 din 2001. Bă, privind de... la... privind organizarea și funcționarea Guvernului și a Ministerilor. Păi, stă, unde foarte clar, e cred că articolul 5. Da, da a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, dacă nu mă înșel chiar de avocatul poporului anul acesta și Curtea Constituțională a decis că este constituțională dispoziția. Nu. Păi, stați puțin, nu se poate. Hai, articolul 5, la ce ați zis dumneavoastră. Legea 90, organizare și funcția. Funcția de membru al guvernului încetează în urma demisiei de revocării, nu știu ce, nu are legătură cu subiectul. Că e articolul Este 2 sau incompatibilă 3. cu. La asta vă referiți. Nu, nu, nu. Spune acolo, nu pot fi membri ai guvernului, nu poate fi membru al guvernului. La Cred ce articol? Doi sau trei. Probabil că nu știu eu, 2 Doi sau trei, sigur, în legea 90. Nu poate fi membru al guvernului, vedeți acolo. Așa începe. De, uite, doi. Pot fi membri ai guvernului persoane care au numai cetățenia română și domiciliu în țară se bucură de exercițiul drepturilor electorale. Da, ce vorbeam mai înainte, Da? Alte, nu au suferit condamnări exact, penale. Exact. Stați? Da. Și nu se găsesc în unul din cazurile prevăzute la. Păi și vă întreb eu, această prevedere, articol 4, articol 2 din legea 90, nu au suferit condamnări penale? E constituțională? Vă răspund eu, nu. Am suferit condamnare penală cetățeanul X. La 21 de ani, a fost uh, condamnat pentru alcolemie nu știu cât la volan și a primit condamnare penală cu suspendare, amendă penală. La 48 probabil, de ani poate, cu fi, excepția poate reabilitării. fi premier? Cu nu. Cu excepția reabilitării, probabil, nu, nu, nu scrie nicio excepție. Aici, Potrivit aici... prevederii aliniatului al 2 din legea 90, nu poți fi, pentru că ai avut condamnare penală la 18 ani. Hai. Deci trebuie să existe nuanțarea cu excepția reabilitării. Ai, aici sunt asta de acord și e cel După mai După ce ai cel trecut mai perioada corect. de reabilitare, da, da. Mă rog, este o nuanță mult prea tehnică. Însă revenim la Oile noastre. problemele noastre de aici. Deci, constituționalitatea, constituționalitatea. condiții de ului da. De fapt, dumneavoastră vrea să ajungem la comunicatul da. de vineri. Exact. exact, exact, exact. Deci exact. primul lucru noi descoperim din discuția asta foarte tehnică și elaborată, descoperim cel puțin așa e punctul meu de vedere. Că, că ei spun că de 31 alineatul 2 că la funcționează ca stat în stat. Da. Asta e constatarea ce era, mea. Asta da. și ce era cel mai subiectivă, simplu? Personală. Așa este. Știți ce era cel mai simplu? Și eliminau orice fel de, de discuție în contradictoriu. Dacă în Constituția din 2003 la autoritatea judecătorească includeau și Direcția Națională Anticorupție nu, și nu, nu cum adică? Păi un parchet este o autoritate executivă. Ce judecă? Da, da, și despre nu, acolo. era mai nu, corect nu. dacă nu exista la, la Ministerul Public. Domnul, stați puțin. În cadrul Ministerului adică, Public. Dar, stați că induceți o idee foarte periculoasă. Vă rog. Primul lucru. Ce caută un minister la autoritatea judecătorească? uitați că e. Păi caută asta e eroarea Constituție. din Constituție. Caută la articolul 131. Păi eroarea în Constituție. N-are ce căuta. Autoritatea judecătorească începe cu 123. Păi autoritatea judecătorească trebuie să fie instanțele. Instanțele, da. Și gata. Păi ce? Parchetele înfăptuiesc justiția? Nu. Apără ordinea de drept. Da. Acuză. Și apără drepturile cetățenilor. Da, 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 da. da. Cum, le apără, de drept, cum apără drepturile cetățenilor, vedem la uh, liderul de performanță al DNA-ului, procurorul Portocal, Negulescu de la Proiești da, Vedem cum apără. Da, deci, care deviza lui? Azi, azi, astăzi, el a contestat suspendarea. care e de deviza lui, potrivit spuselor domniei sale? Uh, paradit de cetățeni. Asta vreți e doctrina să vă, Vreți să vă spun ceva care parade, Să paradească cetățeni. Haideți să vă spun un lucru foarte important. Deci, liderul de performanță ni l-a dat de doamna Chioveș și cam de model acord. național. Vreți să vă spun de ce? De ce? Din păcate după 1990 și potrivit Constituției 1991, articolul 32 care se referă la dreptul la învățătură și modificat în 2003 a dispus înființarea învățământului universitar privat. De acord cu el. Numai că unele instituții de învățământ private și Haideți au devenit clar competențe. Da, și uite, și domnul Portocală, autorizate... da, și uite la domnul Portocală, știi foarte bine de unde intervine. Sta, nu, sta, nu, nu, vă supărați. Domnul... Ca să, ca să vorbești ca un interlop, nu trebuie să faci o instituție superioară de știință a juridice. A făcut, el a făcut la nu, Iurie făcut. dacă nu mă Tipul de discurs și mentalitate exprimată de acest om, nu au nicio legătură cu faptul că a absolvit la privat sau la stat? Nu, nu. Și apoi a avut o relație ceva și a fost și cum A dat de model. A da. Cel mai bun. Parchetul Prahova, condus de el, care se demonstrează acum că ce scop avea. Paradit cetățenii. Exact. Am citat din. Da, exact. Da, pe cine vrea el să facă. Iar scopul da. acțiunii de vinere a DNA-ului, înțeleg, potrivit declarațiilor, să lucrăm cu materialul clientului. Da. A doamnei Și Ce a zis? Trebuie să. Dați vreo, pe piață vreo doi miniștri, trei Și Chiar decapați mirs... un prim-ministru da, prim Adică știu, puneți știu, știu. Deci ăsta este scopul, să ieșim și noi cu ceva în față De ce vrea să iasă acum în față? Pentru că s-a aflat în da. justiție Ce au spus procurorii Pentru în că toată mea, atenția să fie îndreptată În altă nu parte Nu împotriva da. inadvertențelor deci, din justiție Să îndreptăm atenția către alte instituții a statului Și anume guvernul României Foarte simplu Hoțul strigă, prindeți hoții Asta, asta, este și o, cum să vă spun eu o modalitate de, diversiune de a muta, Da, exact. Dar diversiune, diversiune face parte din alta luptei. Exact. Și titrează astăzi televiziunile că DNA luptă cu PSD sau cu guvernul. Cu asta luptă. Deci cu asta, statul în stat, un statul stat, un stat luptă creat stat. în 2002 prin ordonanță de urgență, luptă cu guvernul, ales democratic, de cetățeni. Da. Deci, o instituție în care șeful e numit de președintele României, om politic, luptă cu guvernul dacă nu-i guvernul lui. Anul trecut nu lupta cu guvernul. Că era guvernul tehnocrat numit de... Și dacă tot am ajuns la situația asta, domnule senator... Numit de Bruxelles. Haideți să vă întreb. Apropo de guvern. Da, am zis. DNA luptă cu guvernul. Domnul Tudorel Toadăr, ministrul justiției, este membru al guvernului. Da? Ce păr aveți de atitudinea dânsului? a fi trebuit să, să ia atitudinea așa cum susțineau dimineață unii lideri socialdemocrați, că ar fi trebuit măcar să, să, să spună câteva cuvinte în legătură cu această situație. Un om nu are obligația să spună cuvinte cum vor alții. Așa este? Foarte corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Asta vreau să spun și eu. Picin. Din punctul meu de vedere, ministrul justiției este... El avea obligația ca în raportul din februarie, pe ordonanța 13, da, da. să constate că încălcându-se Constituția, are obligația da, da, cu de legală de să spuneți, propună da. președintelui revocarea celor doi șefi. Da. Chiovesi și Augustin Lazar. De ce n-a făcut-o? A zis că nu este oportun. După ce a stat de vorbă cu ceva ambasador străin. Exact, asta vreau să spun nu și eu. eu. Da, asta care sprijină situația. activitatea acestui persoane ca să eliminăm orice fel de discuție Orice fel de, eu știu De a ideii că Ministrul Justiției ar fi trebuit să Dar Nu ar fi trebuit nimic nu, în niciun caz. Singurul lucru care trebuie să-l facă un om Într-o funcție de demnitate publică Este să execute legea Exact Da, da, înțelegem că procurorul șef de NEA În mod repetat încalcă chiar Constituția Să vedem ce se întâmplă. Înseamnă că persoana asta e deasupra statului român spune în Constituție la 16 că nimeni nu e mai presus Sigur, de lege. Sigur, 16 2, da. Deci noi avem în statul român două persoane mai presus de lege. Adică Fostul președinte Traian Băsescu și Laura Produsa Cei Cetățenii sunt egali în fața legii și Cu excepția acestor o publici, două persoane. Fără privilegii și fără discriminări. Așa scrie Constituția. Da. Dar avem două persoane care sunt deasupra statului mai român. Mai sunt și excepții. Dacă... Susținuți din, da. din afară. Mai sunt și excepții și aici vă, -am referiți la... la file. Nu, nu, nu. e un principiu care ar fi trebuit într-adevăr să se respecte. Dacă țin eu bine minte, după 1990, 1991, într-un ziar de importanță, nu-i dau numele, în stânga era scris nimeni, nu este mai presus de lege. Însă, atunci se numea ziarul adevărul. Da, 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 nu? Acum, mă rog, <laughs> mă, și da. cu alte treburi. Da. Decât însă, a, totuși, studiind cu atenție acest, această dispoziție constituțională, articolul 16, aliniatul 2, am avut o discuție cu cineva în, în contradictor și spunea, da, domnule, dar uite, uh, și aici se referea la parlamentari. Nu Totuși, ei cu... sunt, uh, nu sunt egal cu toți. Minciună. Și se referea la imunitatea parlamentară și la... O, opri mai, și atunci o, eu i-am zis, scuze, și am zis, da, domne, atâta timp cât au fost aleși de către popor, iar parlamentul este reprezentantul suprem al poporului român și unica autoritate legitoare a legii, e normal ca poporul, fiind Parlamentul, el să decidă dacă este de acord cu luarea unei măsuri procedurale împotriva demnitarilor respectivi. Încă o dată, Vă bine rog. că ați atins subiectul. Vă rog. Să le explicăm și ce care doar. ne privesc acum merită să se uite în Constituție, la articolul 72. Are da. două aliniate. Da. Sau mai bine zis, aliniatul 2 are două teze. Da. Vi am spus și eu mai devreme. Teza întâia este următoarea. Parlamentarii pot fi cercetați penal și trimiși în judecată. Așa este. Nu Virgulă. Exercezi. Da. Percheziția, reținerea și arestarea se fac cu încuvințarea camerei din care ei fac parte. Așadar, parchetele, orice parchet, parchetul general, DICOT sau DNA, cum au făcut în multe cazuri, pot, dacă au probe, pot trimite direct în judecată. Da. Pe cine? Pe parlamentari. Și avem mulți colegi, da. pot să vă prezint o listă de cel puțin da. 30, Sunt, spun sum. mulți, pentru că am avut onoarea de a face parte din patru parlamente între anii 92 și 2016. Sunt peste 20-30 de foși parlamentari trimiși în judecată fără să se fi cerut reținerea, arestare, percheziție. Așadar, cine este de bună credință și citește articolul 72, aliniatul 2 din Constituție, descoperă că putem vorbi de imunitate parlamentară doar pentru aceste trei situații. Reținerea, percheziție, arestare. Nu pentru trimiterea în judecată. Da. Dar un moment de și revenim. Dar trebuie da. să revenim la acest subiect. Da, sigur. Mulțumesc. Am revenit în studiul, stimați ale spectatori, pe tema conflictului de constituționalitate, care, iată, din ce în ce mai pregnant, iese în evidență în legătură cu situația creată între Direcția Națională Anticorupție și Guvernul României. Așa cum am spus mai devreme articolul 146, litera ei din Constituție dispune că una din atribuțiile curții constituționale este aceea că aceasta... Are posibilitatea de a constata, Soli... conf... da, de, a, de a soluționa conflictele de natură constituțională intervenite între autoritățile publice la sesizarea președintelui României a unuia dintre președinții cele două camere, a primului ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii. L-am invitat și, încă o dată, îmi face o deosebită noare să îl nominalizez pe domnul Ioan Ghișă, care în continuare ne va spune despre inadvertențele pe care le-a descoperit dânsul în legătură cu aplicarea și dispozițiile pe care le conține atât ordonanța de urgență a Guvernului numărul 43 pe 2002, atât, de urgenț, atât legea numărul 90 din 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a Ministerului, dar fiindcă înainte de pauză a trebuit să-l opresc pentru scurt moment de publicitate, la că acum să-și continue ideile pe care le avea foarte bine conturate în legătură cu uh, imunitatea parlamentară. Vă rog. Uh, două aspecte doresc să spun. Primul, imunitatea președintelui României. Da. Ce spune în Constituție? Dispoziția la articolul 72 spune, se aplică în mod spune corespunzător. Spune că are imunitate da. la fel ca parlamentarii. Da. da. Este. Întrebare Ce imunitate au parlamentarii? Avem în articolul 72 Două aliniate Da Primul aliniat spune Citez Deputații și senatorii Nu pot fi trași la răspundere juridică Ăla e 1. Pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea da, mandatului. Face parte din inviolabilității? Păi înseamnă că dacă ei parlamentarii au această imunitate, o are și președintele României. Sigur. Deci pentru opiniile politice pe care el le exprimă, Sigur. nu poate fi tras la răspundere. Sigur, și aici vă mai spun unul cu și în ce scuze mm. că vă întreb, domnule senator. Să nu uităm, atunci când în 2007, dacă nu mă înșel, s-a cerut suspendarea din funcția președintelui României de atunci. Da voia... vă nu, 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 vreau Ști... să vă spun de ce. Știți din Caragia, de ce ești măgar și violent, îți dau par mă înțelegi. <laughs> Bine, hai spuneți. Da. Că... Și, uh, printre motivele invocate, bineînțeles că uh, a încălcat pe vedele Constituției uh, prin aceea că a făcut anumite declarații politice și... Eroare. Mă rog, și a încălcat dispozițiile articolului 80, și anume că președintele României reprezintă statul române garantul independenței naționale a unității și integrității teritoriale a României, vechează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice și în acest scop exercită funcția de mediere între puterile statului precum și între stat și societate. Asta spune Constituția. Un... S-a considerat că unul din cele nouă capete de acuzare la adresa președintului ar fi și acesta. Însă, Curtea Constituțională prin avizul numărul 1, dacă nu mă înșel, din 2007, consultativ, consultativ, bineînțeles, a spus că, din acest punct de vedere, președintele României are dreptul să exprime opinii, are dreptul să traseze anumite puncte de vedere care nu pot fi considerate acte cu caracter juridic sau obligatorii pentru autoritățile statului. Prin urmare, autoritățile statului pot să țină cont sau nu pot să țină cont de opiniile exprimate de președintele României și că exercitarea unui rol activ în cadrul autorităților statale nu înseamnă o încălcare a dispozițiilor constituționale. Aceasta făcând o legătură între uh, dispozițiile care privesc Bun, faptul da. că președintele României se bucură de imunitate și ce spune articolul 72 alineatul 1, 2 și 3 din Constituție. Avem o altă decizie, nu știu vă să rog, vă spun anul, tot a Curții Constituționale, da? în care spune că pe perioada mandatului președintele are imunitate. Punct scrisă de Daniel Morar. într știți că izvorul de drept era în sub procurorului șef de nea Daniel Morar, invocat mai apoi de către mulți, și spun, domnule, are imunitate în perioada mandatului. Ce fel de imunitate are președintele României? Așa cum păi ce scrie în Constituție. Da. Exact ca parlamentar. Exact ca Dar da. ce imunitate au parlamentarii? să mergem la linia 2. Știți cum scrie în uh, Constituție? Dispozițiile articolului 72 se aplică în mod corespunzător la președinte. Hai să vedem ce, imunitatea imunitate, imunitate, imunitate. Au parlamentari. Că e da. foarte important ca telespectatorii. un singur lucru vreau să mai spun și închei. Imunitatea parlamentară, așa cum au stabilit-o specialiști în drept constituțional, nu neapărat nu este un ansamblu de ah. uh, norme juridice care derivă de la dreptul român, de, un de la dreptul comun, deci un ansamblu derogator care, practic, le asigură parlamentarilor independența în scopul. Uh, aplicării dispozițiilor constituționale, a regulamentelor celor două camere și a statutului deputaților și senatorilor. Deci imunitatea parlamentară este o instituție absolut normală și necesară e în tot de drept, lumea democratică și da, în Europa. Sigur că da. Exact ce vă citesc acum. Deputații și și, și încă o chestie și ce scuze, domnule, să, să vă Gata. La imunitatea parlamentară nu se poate renunța. Niciun parlamentar nu poate renunța și poate fi retras, atât și -am în Constituție 72 aliniat 2. Da. Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Da. Virgulă. Da. Dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați. Fără încuvințarea camerei din care fac parte După ascultarea lor da. Așadar Ce au parlamentarii în plus Față de restul cetățenilor Patru lucruri Pentru voturi nu pot fi trași la răspundere? Sigur Voturi și opinii Sigur că da, e absolut corect Nu pot fi reținuți Cercetați Scuzați, am greșit chiar aici Percheziționați și arestați fără înconvințarea, fără înconvințarea Camerei. Așadar, Numai că, în caz repet, de așadar, flagrant, o să așadar, repet. Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opinile politice exprimate în exercitarea mandatului. Așadar, oricare dintre parlamentari, în orice moment, Sigur. poate fi trimis în judecată penală. Sigur că Așadar toate afirmațiile procurorului general, procurorului șef de NEA și al altor mincinoși care spun, da, că, rog, acum care spun să că nu pot să-i trimită în judecată din cauza că nu îi lasă parlamentul mint. Sau nu cunosc, nu cunosc foarte bine dispozițiile nu, 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 citește Constituția, procurorul că, general că, și procurorul șef depinde de Depinde cum interpretează. Vă spun încă eu eu dată. Că nu. A -a 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 eu, interpretează da, eu sunt convins că nu. Încă o dată. Eu sunt convins, convins că nu. Că dacă ar Deputații și senatorii știi. pot fi urmăriți da. și trimiți în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în existarea mandatului. Dar, teza următoare, nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuvințarea camerei din fa care fac parte după ascultarea lor. Așadar, trimiterea în judecată a parlamentarilor este liberă. Da, însă vreau indiferent, să vă întreb ceva. Auziți, în Indiferent vă întreb ceva de acum. Votul, da. votul în parlament, trebuie dat reținere, arestare? Da. Percheziție da, însă vreau să nu, vă spun pentru, ceva. nu pentru că să-l trimită în da, judecată De acord. Așadar, stați că nu e de joacă Nu e, nu e Eu am fost coleg senator cu Vosganian păi Cu, -o mai cu Șova Păi stați, stă nu numai puțin, de vă grăbit, nu da, vă grăbiți Nu vă grăbiți deloc nu uit. Deci atențiune, cine spune public Că parlamentarii Au imunitate Și de aceea nu poate să-i trimită În judecată nu și că nu-i lasă Parlamentul minte Nu cunoaște legea vă Domne, spun eu. Și vă dau exemplu imediat Domnul Sultan, păstrați-vă exemplu Cine nu cunoaște legea, procurorul șef de NEA Atunci du afară din funcție Procurorul general afară din funcție. e ridicată la rang de Domnul. lege Domnul. în România Domnul, Și vă spun de puțin ce? Procurorul vă spun. general al României se prezumă Nu că... cunoaște a... Constituționalul Domnul. Vă spun eu că nu cunoaște Păi atunci nu poate fi procuror general Domnule, dar nu poate fi procuror general Dar el singur nu are direcție? Da. Juridică? Haideți haide să vă spun de ce. <coughs> deci, până îmi spuneți da. de ce. Da. Vă rog da. să limpezim această idee telespectatorilor. Speța, sau sediu materiei, e 72 din Constituție, aliniat 1 și mai ales 2. Și acolo găsim că în orice moment, orice parlamentar poate fi trimis în judecată penală. Da. Percheziția, reținerea și arestarea se fac cu vot în Parlament. Da. Ce eroare fac parlamentele, din care cu onoare am avut. ce să fac parte din patru parlamente. De când s-a înființat uh, această stat în stat de neau, sub presiunea mass-mediei și, pe demagogia, și, interne, politică, și pe demagogia politică susținută de Europa, da. aprobat se, în se scrie în da. fiecare raport de monitorizare că Parlamentul da. României. Se pune pavăză corupților. Minciună totală. Așadar, reținerea, percheziția și arestarea necesită vot în Parlament. De aceea, în calitate de senator, în septembrie 2012, când DNA-ul cerea în prajma campaniei electorale, deci în 2012 campania era în noiembrie, dar alegerile da. au fost în decembrie. Da, în, decembrie da. în septembrie a venit cererea în Senat, din care făceam parte, ca senatorul Ecaterina Andronescu și senatorul Vozganian, să dăm vot în Senat pentru cercetarea lor penală. A cerut procurorul general prin Ministrul Justiției, venită de la DNA. Și m-am dus și am spus la tribune, în stenogramă, în Senat. „Domnule, nu avem ce vot să exprimăm. La doamna Andronescu era vorba de fapte de 11 ani în spate, de până în 2001, și la Vosganian de vreo 5-6 ani în spate Dumnezeu stați puțin Scrie în Constituție Noi exprimăm vot dacă se cere arestarea Percheziția Sau, reține. sau reținerea da. Ori aici se cere începerea urmăririi penale Păi Dumnezeu iertați-mă În Constituție nu vorbește că urmărirea penală Trebuie vot dat de senatori Scrie că îl pot trimite În judecată zic Dacă există fapte Care sunt temenice. De ce nu trimite parchetul în judecată? Știți de ce? Pentru că DNA-ul face jocuri politice pe joaca cu demagogia că Parlamentul pune scut față de da, corupție. Asta da. este o minciună totală. Oricine da. spune așa ceva, minte și manipulează cetățenii da. care nu au citit da. 72 aliniatul da. 2 din Constituție. Ce Am terminat. Vă acum, acum da. vă rog frumos. Există un principiu latin Nemo în ignorare legii. Necunoașterea legii nu poate fi o scuză. De aceea, să nu credeți că țin partea uh, unui procuror general sau un reprezentant al pachetului pentru faptul că nu cunoaște legea în ceea ce privește reglementările constituționale. E foarte adevărat că mulți nu cunosc, fiindcă nu citesc Constituția. Dar și cum a... puteți crede că a ajuns procuror general un om care n-a citit Constituția? A citit atunci, dar nu mai... Și -asta, dar stați, dar nu are direcție juridică? Ba în în da, parcă... are direcție Și toți juridică. nu citesc Constituția? Citesc, cum dar e vorba și de... domnule, stați puțin, domnul Sultan, hai să și ne oprim, vă, mai la... Ceva. Să ne oprim la această idee. Și idei. acum la, la Asta în mod... Esențial. Asta e opinia mea. Esențial. E opinia mea. Domnule, ei fac ce fac. Nu că fac jocuri politice. Ei nu cunosc Constituția. Păi atunci cum poți să fii procuror? Asta nu e o scuză, că ne cunoaște păi, nu legi, să procuror, poate fi o scuză. General sau procuror și să vă, Și atunci vă întreb altceva. În deci Parlamentul României, exclud. în Parlamentul României, pentru că cu onoarea ați uh, <coughs> fost parlamentar timp de 16 ani, da. ați cunoscut foarte bine modul de gândire și mentalitatea co colegilor dumneavoastră în ceea ce privesc, uh, în special, ceea ce privește modul în care ei cunosc nu numai Constituția, și regulamentele camelor, și apoi statutul deputaților senatorilor, ai că legea 96 din 2006. Ca prima funcție și cea mai importantă funcție a Parlamentului este funcția legislativă. Și atunci eu îmi permis să vă întreb, în cadrul Parlamentului României, bineînțeles, noastră sunteți o excepție și asta nu spun pentru că sunteți aici lângă mine. Asta o spun mulți. Și, încă o dată, regret și nu, nu, nu e numai regretul meu că nu sunteți în Parlament în această legislatură. Pentru că ați, avut, ați fi avut foarte multe de spus în modul, în modul corect, posibil și pozitiv pentru îmbunătățirea, știu, acestui sistem care dovedește că e foarte e greu pentru unii ca să interpreteze legea așa cum este normal să o facă. Și atunci revin la întrebarea mea. În cadrul Parlamentului României, în cele patru legislaturi, pentru că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare, câți colegi, deși nu aveau această obligație, câți colegi ai dumneavoastră aveau o expertiză constituțională, regulamentară sau privind statutul deputaților și senatorilor, în așa fel încât să voteze în cunoștință de cauză? Domnul. Titi Sultan, puneți o întrebare foarte, foarte importantă și vă rog să-mi dați voie vă rog. Mai, mai multe minute să dezvoltăm, vă rog. sigur, în dialog vă rog. Uh, această, răspunsurile la această întrebare. Dom'le, nu contează câți. Să vă spun de ce. În fiecare parlament procentul juriștilor Da, știu asta. oscilează în jur de 10%. Da, dar dumneavoastră nu sunteți juriști. Și uite ce stați, stați exemplu puțin dați. Aveți păi ăla... Luați exemplu dumneavoastră, poftim. Dați-mi păi da, exemplu dumneavoastră să fie după un nou. Dați exemplu ăsta. Stați puțin, dați-mi voie păi, să vă răspund acum. m-ați Deci procentul juriștilor este în jur de 10%. Juriștii nu sunt toți, acest 10%, în comisiile juridice. E adevărat. Uh, în funcție de interesele grupurilor parlamentare, ei sunt și în conducerea altor comisii. Comisia de apărare, comisia de uh, muncă, etc. Bun. Bun. Parlamentul, în afară de cei 400 și de parlamentari, are la comisiile de specialitate care sunt vreo 14 pe fiecare cameră un grup de experți. Oameni da, care da, sunt funda. Da departamentul. Da legislativ. Fun nu, Ce? nu. nu. Și consilieri. Și consilieri da. parlamentari. Da. da. stați-vă. Da. E altceva departamentul legislativ. Eu vorbesc de comisiile de specialitate. Deci atât la juridică, la buget, la A, muncă, nu, la. La vretură. fiecare comisie. Am unde, înțeles. unde funcționarii publici parlamentari au ajuns da. pe bază de concurs da, profesional. Da, 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 da. Acestea 6. sunt experții de la comisii. Da. Separat de aceștia Ceea ce ați spus dumneavoastră prea repede Departamentul legislativ Adică birourile da. permanente Senat și Camera Deputaților Primii 13 senatori Primii 13 deputați Au un, un compartiment numit Departamentul legislativ Care se ocupă cu Pregătirea și gestionarea Proiectelor de lege Unde sunt exclusiv juriști Aflați în subordinea Secretarului General Nu aflați în subordinea uh, biroului permanent. Da. Și biroul permanent. Poftiți? Nu tot secretarul general răspunde, pentru că secretarii general ai Camerului au competențe de. Deosebite. Biroul permanent este sub autoritatea biroului permanent. Da. Biroul permanent are și el un aparat de lucru. Sigur, sigur. Bun. Și sigur. acum chestiunea este următoarea. Juriștii specialiști sunt răspândiți atât în departamentul legislativ, cum bine ați spus, cât și în cadrul Experților de la comisiile parlamentare Și sunt și printre parlamentari Unii care sunt juriști Vă spun, în jur de 10% da. Da. Un parlamentar De exemplu Tenismeni, Ilie Năstase A fost ales senator Dar nu e obligația lui să fie jurist Gigi Becali -a... Am avut cântărețe Da, artiști, sigur Dar uh, a zis nimeni de artiști, această obligație Deci, ei au dreptul Prin ce ați spus dumneavoastră, statutul deputaților și senatorilor, ca la birou parlamentar să-și angajeze consilier, pentru ei, da. pe perioadă limitată de timp a mandatului, da, pe o lună, pe un an sau pe patru ani, consilieri experți, da. juriști, economiști, cele mai trebuie. Așadar, un parlamentar nu trebuie să fie prin definiție el jurist, ci, zis asta. ci obligația lui este să se consulte cu. Juriștii de la cabinetul parlamentar, cu juriștii de la comisia din care face parte, și să țină cont de punctele de vedere ale departamentului legislativ care le înaintează către uh, plenul Parlamentului. Da? Așadar, nu este greșit să <coughs> incriminăm, să acuzăm că nu toți parlamentarii știu. Ei nu trebuie să știe toți. Pentru că nu știe. Vedeți, dumneavoastră ca să faci în domeniul sportului o da, lege... O, pe o, care fac... puțin, ca să faci în domeniul sportului o lege bună, adaptată nevoilor acestui domeniu social, evident că ai nevoie de sportiv de performanță. Păi pe aia nu pot fi juriști. <coughs> Eventual se poate întâmpla, dar... Eu nu asta am vrut să invoc, că nu sunt parlamentarii Juridici nu au cum să fie. Însă, și nu -și trebuie tot să știe trebuie. pe de rost Însă, legislație sigur, și Constituție. De Ei asta. trebuie să țină cont de părerile specialiștilor. Numai că totuși atunci când uh, au jurat și ați jurat să respect Constituția și legile țării da, să uh, și să contribui la prosperitatea poporului sigur, român. Sigur, zic sigur. Membrii să îmi toată propășirea, toată dăruirea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Exact. Să respecte Constituția și legile păi da. țării, unitatea, păi integritatea și independența nu înseamnă... Nu înseamnă să o știi, dar oricum. Să o știi pe Atât timp sunt acolo, bănuiesc că au curiozitatea de a citi măcar ce păi drepturi da, au, da, au și Constituția statutul. este un document juridic atât de important și de nuanțat încât să nu vă supărați pentru un artist vocal instrument, sau instrumentist. Normal. Nejuri, om care -au, da, nu au existat excepții în Parlament, sunt câțiva. Păi, asta da, 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 nu sunt chiar că. Există agricultori în Parlament, A, există azi, profesori de diferite discipline, de toate disciplinele pot să fie de-a lungul timpului. Deci, ce vreau să spun este că în Parlament, fiind organ reprezentativ al poporului, este o puzderie de specialități. Există foști militari, fost polițiști foștii, foștii polițiști și militari, noroc că știu bine regulamentele, au o disciplină și o educație. Da, da. Dar pot să fie unii care au fost șomeri, de exemplu. Deci a terminat facultatea, n-a avut loc de muncă, s-a ales deputat și a ajuns în Parlament. Sunt cazuri. Ce pot să-i preti? Ce pregătire de specialitate să aibă? N-are o profesie definită. Știți? Se întâmplă. Pentru că, încă o dată, reprezentativ suprem al poporului. Da. Nu tot poporul are studii superioare, normal. Nu tot poporul e analfabet, e alfabet. Știți care este procentul de analfabeti în România? momentul de față, e nu. depășit 10% și crește, din păcate. Mm. Revenind la articolul 72 însă. Mai e și o situație cazul infracțiunii flagrante. Că în caz de infracțiunii flagrante deputatul sau senatorul poate, poate fi, fi reținut, reținut pe loc. și supus percheziției pe loc, pe loc, fără încuviințare. Așadar, din... De ce că... există această în prevedere în Constituție cu așa numită imunitate pentru reținere, zice și arestare. Pentru că dacă n-ar exista, așa este. Și o să ce poate și face zici. un procuror? Exact. Dă o ordonanță și reține în, mod abuzin, în acest, moment, în acest moment, în acest moment dimineața la ora 7, 25 de parlamentari. 24 de ore și Potrivit, vorba de votatul penal. Important. Da. Nu există în Constituție imunitate, să zicem. Da, da. Și dimineața la 9 se votează în Parlament, în exact. de cenzură. Exact. Și guvernul rămâne sau nu în funcție nu pe baza 10, 10 voturi. 10 da. voturi colo sau colo Practic, da. printr-un astfel de abuz al unui procuror, s-ar putea schimba puterea executivă. De aceea există prevederea că reținerea, percheziția, arestarea trebuie întâi dezbătut în camera din care face parte, după ce l asculți. Da. Să vezi, domnule, de ce vrea să-l să are, să aresteze? Păi dacă există temei, atunci da. Dar dacă nu există temei, nu -l reții tu procurorul l arestezi ca să nu poată vota omul. Bun, și atunci <coughs> revin la dumneavoastră. Poftiți? Revin la dumneavoastră, domnule senator. Nu sunteți Fiți de specialitate... Ziceți ce sunt, nu, ce nu da. Sunt. Nu sunteți de specialitate juristă. Da? Și cu toate acestea, felul în care cunoașteți dispozițiile constituționale, felul în care interpretați anumite articole, din ordonanțe, din legi, din regulamente, din punctul meu de vedere depășește cu mult modul de pregătire păi, al unui jurist. Păi asta e și bine. Atunci, păi e foarte bine. Și atunci și ce era o De ce luați apărarea Parlamentarilor care Pentru că aveau și ei posibilitatea să facă măcar pe jumătate lume, ce ați făcut nu dumneavoastră? Toată de pasionat. Nu da, aveau. Dumne, nu toți, dar aveau măcar 10, da, sunt. Sunt. Uitați, dați mi exemple. Colegul și prietenul meu, Eugen Nicolicea, da, înainte... dar este jurist. Stați, nu, stați, vă grăbiți. Nu e, este mă grăbesc. mai pasional ca mine. Înainte de a fi jurist, da. el este inginer de calculatoare. Da. Eu l-am prins deputat între 92 și Dacă 96. nu dreptul, de acord. Era la fel de precis ca și acum, poate acum e și mai pre... vorbește și mai specializat în terminologie juridică, după care a făcut dreptul. Uh, deci, vreau da, să spun că uite, e inginer de, inginer de da, așa este Și este un om da. care a devenit în timp foarte copete Vă mai dau un exemplu. Da, nu știu dacă a făcut exemplu. dreptul. Vă Marton Arpa de la UDMR. Este un deputat Cred excepțional. Că da. Cred că a făcut. Excepțional. Și este drept. actor. Da. da. Deci, eu l-am prins da. deputat în 1992, a rămas continuu deputat, el e din Sfântul Gheorghe da. și este unul dintre UDMR. cei mai buni parlamentari pe care îi cunosc. Și de la UDMR sunt mai mulți. UDMR își face o selecție foarte bună de uh, cadre parlamentare. Și este meritul lor. Putem considera ca să, că trebuie să luăm pauză. Uh, uh, tot mereu scurt. luăm pauză. Da, nu avem ce face. Mai avem destul până terminăm emisiunea. Însă vreau să vă întreb: putem considera că unul din motivele pentru care Parlamentul, nu pot să spun că este ineficient, pentru că nu este, este văzut în ochii opiniei publice. Uh, nu în mod pozitiv, e, datorită faptului că parlamentarii în timpul mandatului, mulți dintre ei, nu desfășoară o activitate parlamentară intensă și în ceea ce privește, uh, eu știu, cunoașterea măcar în, în amănunt uh, a unor dispoziții nu constituționale. Asta este. Nu? nu asta este. Dar, atunci nu. ne spuneți după pauză, vă rog. Da. Mulțumesc. în studio, stimasele spectatori, continui discuția deosebit de interesantă cu domnul senator Ianghișă și discutam înainte de pauză despre uh, doza de încredere pe care o are Parlamentul în momentul de față, destul de redusă, e foarte adevărat, însă îmi permis să-l întreb, datorită experienței pe care a acumulat-o în cadrul uh, acestei instituții a Parlamentului României ce crede dânsul că ar trebui făcut și totuși pentru ca Parlamentul să își capete eu știu, statutul de reprezentant al poporului român în scopul respectării principiilor dreptului parlamentar și aici am o vedere în special al respectării și promovării interesului general al societății. Însă, înainte de pauză, discutam tot despre acest subiect, și domnul senator mai avea ceva de adăugat, și îmi scuze că l-am întrerupt, dar aceasta este situația, și în, în acest context să-mi răspundă și la întrebarea mea dacă vrea. Păruc. Domnul Titi Sultan, peste tot în lume și în Europa, parlamentele au un grad scăzut de credibilitate. De ce? Pentru că parlamentele sunt locuri de dezbatere și conflict de idei și între grupuri. Iar oamenii, în general, vor lucruri simple și clare. Ori acolo unde vezi că se ceartă 2 sau 100, nu-ți place să te uiți. ce e balamucul ăla să ceartă? Păi de-aia e creat cadrul să se certe acolo ca să nu-și dea cu băta în cap pe stradă. De-aia s-au inventat parlamentele ca și instituții fundamentale în stat, reprezentante ale poporului, pentru că dacă n-ar exista parlamentele, grupurile de cetățeni și-ar da cu bâta în cap în stradă. N-ar mai fi democrații, ar fi ci ar fi autoritarisme. Da, da, da. Și autoritarismele sau dictaturile, sure. la sfârșit, se termină cu morți. Fie că Victim. împușcă da. dictatorii, da. Da? fie că se face război civil. Deci, în democrație... Parlamentul este o instituție necesară, fundamentală, reprezentantă a poporului, a grupurilor de cetățeni care au reprezentativitate. Bun. Acum, alt motiv de ce nu place publicului Parlamentul? Pentru că de dimineața până seara presa ne explică cât de rău e Parlamentul și parlamentarul. Nu face același lucru despre. Șeful SRI, șeful DNA Și procurorul general Nu, despre parlament și parlamentari Și cu părere de rău Mulți dintre jurnaliști ca să arate cât de Grozav sunt ei ne Vor să ne arate cât de proști sunt parlamentari Adică mai proști decât ei care îi fac proști pe alții. Al treilea motiv uh, Îți scade credibilitatea când Atunci când crești Salarii sau pensii Încep cu tine Și nu cu cei mai amărâți dintre oameni E puțin credibil Da Mai ales în condițiile în care există atâta Inechitate în societatea românească Și la salarii și la pensii O să revenim și la acest subiect În, în ultima ai, parte chiar vreau să discutăm numai despre pensii În privința inechității te... trebuie da. arătat că În România O pensie minimă ajutorul la social 520 de lei și una maximă e de 77 De ori mai mare Da 400 de milioane de lei vechi Adică 40.000 de lei Păi cum se justifică rațional Și de bun simț și etic Și așa să aibă unul de 77 De ori mai mult decât altul Este o aberație Deci datorită Unor cauze cum sunt cele care Vi le-am spus plus Există situații în care unii dintre cei Care au fost aleși totuși Nu au competență Adică ei demonstrează că habar n-au ce să petrece, pe ce lume trăiesc. În plus, normal ar fi ca și Parlamentul să lucreze, dacă nu 5 zile pe săptămână, măcar 4. Oricând unele activități se termină marți după masa. Da. De rău. Adică... Se mai întâmplă miercurea să mai meargă pe la comisii. Da? La da, joi, vine, dai, nu la senat, pe este plen. Da, da. Comisiile se pun marți după amiază. Dar trebuie să știe telespectatorii care ne privesc Că la, în weekend parlamentarii Au întâlniri în teritoriu Tritor, da. Și sunt parlamentari care reprezintă Zone rurale, de exemplu zone de munte Ei, în câte comune Poate merge un parlamentar Vineri, sâmbătă, duminică în, în, Când el are în, în Colegiul lui, de exemplu 20 de comune În două, trei Când este. mai ajunge în alele alte? Peste cinci luni Și mai are și el viață de familie Deci lucrurile sunt complicate Bun Acum, simplific, ce poate ca să-și recâștige din credibilitate? Întâi de toate, legislația să fie mai coerentă. Cum se face asta? Asta nu o face numai Parlamentul. Sunt două organisme specializate care ar trebui să-și facă treaba mai bine. Primul este Consiliul Legislativ, care prin lege, articolul 2e, trebuie să coreleze legislația și nu o face. Da. Ca să spun mai clar, să vă completez și în ce scuze. E legea 73 din 1993, prin organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, dar și articolul 73 din Constituția României, care spune Consiliul Legislativ este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de arte normative în scopul sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României și aici vreau să ajung după ce a fost adoptată Constituția din 2003, adică a fost modificată Constituția în 1991, Consiliul Legislativ va avea obligația ca într-un an de zile să pună în concordanță dispozițiile constituționale cu reglementările Invece, legale. legale cu reglementările constituționale. Ceea ce n-a făcut. Stați! Vă rog. Ceea ce este cel mai grav este că după ce o lege e adoptată de Parlament și merge la președinte pentru promulgare, nu se face control de constituționalitate. Așa este. Asta este cel mai grav. Așa adică, este. în cine a studiat științe economice sau științe tehnice, inginerești matematice, știe ce înseamnă mecanismul de feedback. Adică mecanismele cibernetice, sistemele cibernetice, au un mecanism de corectare, o buclă, da? Care, în clipa când un sistem în funcționarea lui, se abate de la parametrii pentru scopul proiectat, atunci se identifică abaterea și se creează o corectare în decizie, astfel încât parametrii să fie corectați în funcționarea sistemului ca să atingă scopul pentru care e proiectat. La noi, Consiliul Legislativ, totdeauna dă aviz consultativ. Foarte bun, foarte bun, vă spun, l-am văzut da, în da, privința conținutului de da. constituționalitate și al normelor de tehnică legislativă, și pentru asta trebuie lăudați, și niciodată nu dă, avi, nu dă aviz, se numește în management ex post, adică după, după legiferarea. Da, da. Ori, în ce situație ne aflăm? Te un proiect de lege când intră în dezbatere la Parlament, Senat, Cameră, câte 14 comisii, din care un proiect vizitează două trei comisii. Una face raport, două dau avize. Deci, un proiect de lege vizitează cel puțin șase comisii de specialitate înainte să fie adoptat de către plenul Camerei. El suferă modificări. Acum, pentru că la comisii comentarii. se fac dezbateri, se suportă vot, se dă un raport, merge la plen, se acceptă sau se modifică. Deci, în procesul de legiferare sunt foarte multe modificări față de proiect. Ce Degeaba a fost uh, proiectul absolut constituțional. Pentru că la sfârșit sunt mari șanse să iasă cu anumite aliniate, articole sau mai multe, neconstituțional. Nimeni nu mai face verificarea. Merge la președinte României, promulgă, monitor oficial. Începe să funcționeze legea, se creează instituții, se creează drepturi, trec niște ani și după 9 ani de când funcționează legea, descoperă societatea prin decizia Curții Constituționale care dă decizii doar la sesizare. În cadrul unui Sigur. proces în instanță, zice, ah! zice, ai o legea CNSAS-ului, o singură excepție la inițiativele de energiea constituțională. Constituției. Păi bă nene, ai lăsat 9 ani să funcționeze o lege neconstituțională pentru că tu stat, nu ți faci corecția de constituționalitate după ce legea a fost adoptată? Și dacă citim în Articolul 2, litera E din legea Consiliului Legislativ, corelarea legislației obligația lor. Da. Este. Deci, ceea ce vreau să evidențiez prin această intervenție este necesitatea ca Ministerul de Justiție, împreună cu Consiliul Legislativ, să-și creeze un organism de lucru permanent care, imediat ce iese din Parlament o lege, să facă verificarea de constituționalitate înainte de a-i da președintelui României pentru promulgare. Asta se poate face dacă au niște grupe de experți, sigur. în termen de 24-48 de ore, sigur, trebuie experți constituționaliști sigur, foarte sigur, buni, sigur, sigur. de la momentul când s-a dat votul în plenul Parlamentului. Înainte de a se trimite la președintele României, trebuie să facă acest control. E constituțional așa cum a ieșit sau nu? Și dacă nu e, imediat se zizează președinții Camerelor, birourile permanente și corectarea legii. Adică la ce folosește că ai adoptat votul, ai scos legea neconstituțională, îi dai drumul să producă efecte juridice și după câțiva ani descoperi, au leu că știi că instituția aia e neconstituțională. Sau drepturile alea s-au dat, dar neconstituționale. Păi creezi un haos și mai mare în societate. Și nu exact în situația asta suntem. De fapt suferim, am spus și în multe ocazii, cred că și într-o emisiune anterioară a dumneavoastră, de faptul că la nivelul uh, elitelor politice și al guvernelor lipsesc cunoașterile înțelegerile și practica a trei domenii foarte specializate ale lumii moderne. Este vorba întâi de toate de teoria generală a sistemelor. Este vorba, apoi, de teoria rețelelor. Da. Și nu în ultimul rând, este vorba de tehnologia informației și comunicațiilor la nivel de performanță. Acum lumea funcționează online. Da. La noi, vreau să vă spun o surpriză. Da, Știți da. că... Acum sunt ironic de. și rău. Ministerul de Interne din Republica Moldova îți dă online Cazierul Judiciar. No, în România da, nu știu, știu. Te duci și Eu am vorba. trăit experiența vara asta. Domne. Dar vă mai spun ceva. Știți că parchetul militar de pe lângă în alta curte de casație și justiție. Nu are adresă de e-mail? Nu e poți să-i scrii da. pe e-mail. Că nu are adresă de contact. Adică, rușinea rușinilor. Noi nu suntem cu instituțiile da, în lumea da. globalizată. Da. La noi, în instituțiile publice, unele dintre ele cele mai multe, nu funcționează semnătura electronică. Fie că nu este. Și avem lege din 2003. Da. da. Adică, domne, deci vreau să spun că aceste trei domenii, repet, teoria generală sistemelor, teoria rețelelor și, respectiv, performanțe, în tehnologie informațiilor și comunicațiilor, aici este nevoie să facem progrese rapide, pentru că altfel suntem de râsul lumii. Adică, cum în Republica Moldova, ei în uh, online cazierul judiciar, tu dai mail-ul, ei îți răspund pe mail securizat că, da, ăsta e cazierul. În România trebuie să nu să stai la coadă Da, stai și la coadă, trebuie să plătești și taxa Să ai și timpul judiciar deci Și vrei să scrii Eu am vrut să scriu acum Că am primit o citație de la uh, Parchetul militar să mă duc să ridic o hârtie ca așa zice codul de procedură Și am fost plecat din țară Când trebuia să mă duc Și am vrut să trimit e-mail Să, să le spun de ce da. Nu pot să mă duc când m-au citat da. N-au adresă de e-mail deci, parchetul militar. Da. Dumnezeu, doare capul. Adică, să nu vă mai spun că am fost audiat fie la parchetul general, fie la parchetul militar, că în urmă cu 5 ani am făcut o plângere penală care de abia acum probabil s-a soluționat împotriva lui Băsescu. Știți, când m-a aruncat de la cotrocențe pe pe afară, situația ce Așa? Când v-ați dus să manifestați. Am stat la parchetul, atunci era procuror, acum e judecător la alta curte, domnul Șelaru, și am stat două ore ca să aducă un reportofon, când avea un reportofon. Da. Două ore în birou. Fără să dau declarație. Am înțeles. Timp pierdut. E, declarația care am dat-o până la urmă la parchetul general, după ce după trei ani s-a transferat dosarul la parchetul militar, nu mai este în dosar. Ca și când n-am fost audiat la parchetul general. Ce, pot pe să, drum. ce concluzie da. poți să tragi despre parchetele din România? Probabil sunt subordonate intereselor politice până la urmă. Probabil. Nu pot să... Ale președintelui sistemului Republicii Procurorilor. Probabil. Am nu putem să am concretizăm la nivel general. Însă, revenim la ideea de... Da, am, înțeles întredere. că pe, am înțeles că pe judecătorul Curții Constituționale, Toni Greblă, da. patru luni l-au ascultat monitorizat, și în baie. L-au monitorizat. În, da. pat, în dormitor și în baie. Da, aveau Deci aveau instrumente da, de ascultare. Aveau instrumente de ascultare acolo, da. În funcție de context și Am în funcție de persoane. Asta, apropo de principiul nimeni nu e mai presus de lege. Da. Bun. Referitor la Parlament. Deci, unul din aspecte a spus dumneavoastră este Consiliul Legislativ, îmbunătățirea activității acestuia și realizarea unei modalități prin care, înainte ca legea să fie trimisă spre promulgarea președintelui, adică să după legiferare, da, da, să, să fie controlată de Constituție. Foarte corect. Mai, mai, departe, ce idee mai aveți pentru creșterea încrederii populației în instituția Parlamentului? Personal cred, da, credința mea nu e, că și la voturile plenului Parlamentului trebuie să existe vot electronic. Apropo de digitalizare, știți? Da, da, exact cele trei ca să nu modalități. se mai petreacă, vă aduceți aminte 2010 la legea pensiilor, cum da. o făceau infracțiune, au furat pe față Ia uite, responsabilul de atunci, secretarul camerei, un domn Cotoi Voinescu Răzvan, sau nu mai știu cum îl chema, Voinescu Cotoi și încă cumva, avea trei nume. El era primul responsabil și președintele de ședință. În sală erau 70 și nu știu câți, filmați de camerele de luat vederea ale televiziunilor și era raportau 182. Furau pe față. De ce? Pentru că nu se vota electronic. Da. Dacă s-ar vota electronic, în fie, dacă uh, ar fi ședințele comisiilor de specialitate filmate și puse pe internet. Pe comisiile de specialitate nu sunt organisme private. Da, în sunt ale poporului român. Publici, Are da. dreptul fiecare cetățean să știe ce dezbateri sunt în comisia de specialitate pe un proiect de lege. Dezbateri publice, e adevărat. Păi da, da. Nu? Da, da. Că dori Parlamentul nostru. Sigur, sigur. Ar câștiga în credibilitate. Și, domnule, m-am uitat azi noapte că în alte țări așa e. Noaptea îți dă pe televiziunea de stat Dezbatele din Parlament. Cine vrea să urmărească, descarcă de acolo să uită. Nu, nu neapărat online. Poți să faci mai târziu treaba asta. Deci sunt o serie de instrumente, de modificări pe care, dacă le-am face, ne-ar merge mai bine. Vă da. dau un exemplu rău, esențial. Rău ar merita să existe a, să nu zic o lege, asta poate ține de guvern. Dom'le, tot ne plângem că nu sunt bani, dar de risipă se face risipă în țara asta cât cuprinde. Păi ar merita să avem un program național de reducere a risipei. Fondurilor publice. Poate chiar o lege, nu știu să spun. Da. Cu obligații și răspunderi, termene, programe pentru reducerea risipei. Deci ca să nu se arunce banii. O să vă spun acum o chestiune care unii o că, ai, domnule, că ăsta e populist. De ce n-am avea o regulă, asta se poate da prin hotărâre de guvern, prin care toate autoritățile și instituțiile publice din România, cu două, trei excepții: președinte, prim-ministru, președinții Camerelor Parlamentului, președinte CSM, dacă vreți, în altă curte, să aibă mașini din producție internă? Am stimulat vânzarea de mașini românești, Dacia sau Ford, am, am asigurat costură. piesele de schimb la aceste da. mașini din exact. producție internă, costură. am da. avea numai de câștigat. Exact. Noi ne trezim că toți șefii de pe la nu ce instituții de regulă astea de forță au mașini de peste 100.000 de, euro și nu justifică care, care sunt ce? Nu mai mărți străine, BMW-uri, Volvo, Nissan, mai știu eu ce, Hyundai. Păi domnule, stai puțin. Ce le cade gradul de onorabilitate dacă ar avea dastere și fort? Păi crede. și atunci? De ce da. nu facem așa? Ca să ne protejăm industria românească? Da. Bașca, eu cred că numai dacă s-ar vinde la licitație și s-ar lua de astea românești, imobilele, mașinile străine de la instituțiile publice, s-ar face niște economii de te crucești. Cred că ar fi niște sute de milioane de euro. Considerați că ar boia. fi util. Util adoptarea unui cod al parlamentarului, probabil că trebuia mai mult există. adoptat. Există un există astfel de cod? Statutul de că, A, a legea 96 da. pe 2006, știu și eu. Da. Numai că după incidentul acela la un post de televiziune între domnul Goțiu nu, și domnul Da, nu ai legătură cu parlamentarii, nu. pentru că s-a produs Dar și există, în afară. Există și... un cod. Da, există în, așa, în statutul deputaților și senatorilor, dar asta are legătura numai cu activitatea în cadrul Parlamentului României. Atunci când există situații... Și co codul cu... din statutul deputaților și senatorilor, legea 96 pe 2006, da. actualizată, este după model european. Da, da, este. este. Deci cred, considerați că este de ajuns. Că vorbea așa, domnul Liviu Dragnea că ar fi necesară adoptarea unui astfel de cod special. Cod pentru ce? Că ce? Pentru modul în care parlamentarul Trebuie să se comporte atât în instituție Cât și în afara ei când, Nu trebuie să se comporte se... ca oricare cetățean. Numai că și eu aici sunt de acord cu dumneavoastră Știți de ce? Pentru că Dacă vorbim de inviolabilități La articolul 72 alineatul 1 care am stabilit, că așa spune Constituția, că deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere Reține. juridică A, pentru la voturile că. sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, asta nu înseamnă că opiniile pe care el le exprimă la un post de televiziune, la un post de radio, la o conferință și așa mai departe, care contravin uh, normelor și libertății de exprimare nu poate fi tras la răspundere. Noi aici vorbim voturi sau opinii politice. Simul. Asta e foarte clar. Deci, uh, în, mod, în mod evident, ar exista modalități de a putea fi tras la răspundere un parlamentar care să vârși asemenea fapte. Însă, uh, vă mai întreb ceva. în Momentul de față, România are nevoie de un lider? Credeți că lipsește ce? Ce un lider? Un lider. Un lider... Uh, păi, dar președintele ce e? Pri este, e om din este reprezentantul statului e român, reprezentant. așa este, în relațiile internaționale și reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, dar... Nu are nevoie este în România un... acum de când de președinte, domnul Iudiu, un mediator. Da, da, uitați-vă că... Așa totuși... scrie în Constituție, da, președintele da. să fie mediator, nu partizan. Da, da. însă uitați-vă că evenimentele din ultima perioadă a mandatului președintului României au dus la concluzia că I-a crescut încrederea pe care cetățenii o au în el. Datorită modului în care a fost tratat în Statele Unite ale Americii dume, în Germania și în Franța. Asta vreau să vă vreau întreb. Să nu Cum vedeți naiv. dumneavoastră asta adică, Pentru că știți ce, scuze. Dume, dumneavoastră a spus au, ceva. Deci, Bun economic. Frumoase, ce se vede? Vorbe frumoase Nimic. spuse exact. De străini nu aduc bunăstare poporului economic român. ce ne-a adus? Așa este. Zero. Exact, pe asta o, vă întreb. Cumpărăm uh, armament fără licitație. Exact. Și fără offset. Știți ce înseamnă mecanismul de offset, da? Sunt parte din armamentul care iei se produce în țară la noi. Păi stai puțin. Adică. Iluzia că dacă ai strâns mâna cu mai marii lumii, aduce bunăstare la popor, e pentru naivi, mă scuzați. Exact. Și spune, acordând sprijin statului român. asta arată cât de uh, primitiv privim problema, care este interesul românesc, economic, social, politic concret obținut în urma unui. Păi ne aducem aminte când mergea în timpul comunismului președintele României. Republicii Socialiste România, atunci în străinătate, era cu pleiada de miniștri și ea tot semnau acorduri bilaterale între Div România și diverse state. Noi aveam piețe deschise Acum, în Africa în, special. în Africa, în Asia de Sud-Est, în America de Sud. Păi, care sunt acordurile semnate de președintele României împreună cu miniștrii? Nimic. Vorbe. Când s-a dus Băsescu la Bruxelles, țineți minte, a semnat MTO-ul ăla împotriva Voinței guvernului. Adică, spune în Constituție bă, politica internă și externă, exact. o face guvernul și el se duce de capul lui, poporul nu știe nimic, Parlamentul nimic, guvernul nimic și el semnează, da, suntem de acord ca și noi să facem deficit bugetar numai 1%. Băi, băiatule, da. și vine în țară și se laudă, el făcând o prostie cât casa. Sigur da. că 1% pentru economii mari, dar nu pentru economii emergente în curs de dezvoltare cum suntem noi. Când se, adică lucrează Franța cu deficite de peste 4%, da? Și noi să stăm la 1% deficit. De ce? Că așa a semnat el acolo, s-a angajat fără niciun fel de mandat din partea uh, Guvernului sau da. Parlamentului. Așa păi, este. da, aia nu este o uzurpare de calități oficiale. Ba da. Așa e, pentru că. Cine i-a dat uh, mandat din guvern? lui să semneze așa ceva? A semnat, a venit să mai și lăuda și trombonea pe la televizor. Lumea că ce bine a făcut el. Da, așa e, pentru că guvernul, potrivit articolului 102 din Constituție, exercită conducerea generală a administrației publice și, totodată, asigură realizarea politice interne și externe a statului. român. Păi da. Programul de guvernare care Auziți? include și politica externă. bine este. că mi-ați adus aminte subiectul ăsta. Să vă dau un exemplu foarte clar președintele Iohannis, cum a încălcat Constituția, se duce la Bruxelles, se înțelege cu Angela Merkel și ce face? E de acord să vină în România șapte mii de... A, de imigranți. Imigranți. Da. Știți ce scrie în Constituție? Știți că da. o știți pe de normal, rost. normal ce spune despre pe populații nu pot fi strămutate sau, sau, colonizate Unde organizații străini. La teritoriul articolul 3. Deci la articolul 3 în Constituție, stimați telespectatori, scrie că pe teritoriul statului român nu, nu pot fi strămutate sau colonizate populații sau colonizate străine. Populații. Ce a făcut Iohannis la Bruxelles? S-a dus și a, semnut, și a semnat ce a făcut Angela Merkel. 7.000 da, de da, imigranți distribuiți... Ministrul de rom... a respins uh, cotele de imigranți. Știu că acum vreo două luni... Bun, și ei, vin, și ei vin. Și ei vin. vin, da, da, vin da, la vin, galaga, la După un scurt moment de publicitate, revenim, domnule senator. Mulțumesc, stimați spectatori, pentru atenție. Am revenit în studio, stimați telespectatori, pentru ultima parte a emisiunii. Sper că nu v-am plictisit și de aceea am ales ca în ultima parte să dezbatem un subiect de mare actualitate și anume despre pensii și salarii, pentru că, iată că, în ultima perioadă și ca o promisiune a Guvernului PSD, ALDE, S-a tot discutat uh, despre mărirea pensiilor și a salariilor sau de aducerea uh, pensiilor la unison, în sensul că există anumite categorii de pensionari care, așa cum a spus mai devreme uh, domnul senator, au uh, pensii nejustificate de 100 de ori mai mare, po poate decât al unui pensionar care a muncit uh, cam la fel cu cel care primește o asemenea pensie nejustificată. Din punct de vedere și moral, din punct de vedere și economic, și așa mai departe. Tocmai de aceea prefer să-i dau cuvântul domnului senator, pentru că are în mod evident multe de spus în legătură cu acest subiect. Vă rog. Vă mulțumesc frumos pentru șansa de a exprima în mai multe minute câteva idei importante legate de cele două subiecte, pe care trebuie să le tratăm separat, dar în același timp există și o corelație între ele. Primul lucru care trebuie spus este o realitate obiectivă. Studiile de specialitate sociologică în privința migrației forțe de muncă spun în America și în Europa că un om este dispus să-și părăsească țara, să lucreze în altă parte, aceeași muncă sau alta, dacă poate câștiga acolo de mai mult de patru ori decât acasă. Deci, prima concluzie este simplă și clară, de aia nu mai avem medici în spitale din România, pentru că în Occidentul European câștigă de 10 ori, de 8 ori mai mult ca în România. Așadar, vrem să avem medici în România, în primul rând, pentru sănătatea poporului român, este nevoie să-i plătim apropiat de media europeană. Nu chiar de 10 ori cât uh, acum în România, dar totuși să nu fie stimulat să plece cum mai de mult fostul președinte Băsescu le și spunea, cine vrea să poate duce. S-au și dus. Și acum sunt spitale în care nu există un medic de specialitate. Că e oncologie la spitalul din Vaslui, că e pediatru la un știu spital în Arad. Inaugurat spital nou, dar fără medici de specialitate. Bun. Acum, deci prima idee este că statul prin lege la salarizare poate crea regulă în sistemul public. Salariații din fonduri bugetare. Acum avem o lege, putem să discutăm despre ce va urma la legea pensiilor, legea sistemului public de pensii, care acum suferă modificări ca și proiect la nivel de guvern. După care, se spune de către Ministra Muncii, după 1 octombrie vine la Parlament. O primă idee este următoarea. Din moment ce există și o decizie a Curții Constituționale că dreptul de pensie este un drept patrimonial, e bine să știe toți telespectatorii că nici o pensie nu va scade. De ce? Pentru că, din anumite interese politice, pe foarte multe canale, sunt speriați oamenii că nu vor fi bani de pensii. Totdeauna sunt bani de pensii din două motive. Motivul 1. Există un buget separat al asigurărilor sociale, și când acesta nu este suficient, să ia cât mai este necesar din bugetul de stat și se dă acolo. Asta e de când lumea și pământul, nu doar în România, ci peste tot pe glob. Așadar, pensionarii trebuie să fie liniștiți că pensia pe care o vor primi și în unele poate cât mai multe cazuri vor crește pensiile. Mai mult sau mai puțin, dar vor crește. Deci nimeni nu va avea pensia scăzută. Asta e prima chestiune. Ca să nu se sperie oamenii degeaba. Și trebuie să rețină că bani de pensii sunt și vor fi. Acum, modificările care se fac la sistemele de impozitare, că ia de la angajator și duce la angajat, că se face split TVA, TVA-ul se colectează într-un fond special, toate acestea se fac cu două scopuri marcilate. Primul lucru, să asigure un quantum de contribuție individuală la pensie mai mare decât în prezent, ca să fie mai mare fondul de pensii, ca să poată fi pensiile crescute mai repede. Asta este o primă idee. Și a doua idee, uh, angajatorul, că e de stat, că e privat, să nu mai poarte grija plății contribuțiilor pentru angajat. De ce? Pentru că în trecut, și acum este, a devenit o realitate, foarte mulți angajatori, fără ca să știe angajații, nu le-au plătit contribuțiile la sistemele de pensii și s-au trezit oamenii că au vechime în muncă și nu poate fi certificată cu contribuție la sistemul de pensii. De ce? Pentru că angajatorii au făcut evaziune fiscală și au însușit ei banii. Deci astea sunt idei marcilate. Acum, în România există o foarte mare inechitate între minim și maxim. La pensii, cum am dat exemplu, cei care au lucrat în agricultură zeci de ani la CAP primesc un nimica de 520 de lei și o să crească imediat 600 și ceva de lei anul viitor. Dar există pensii la foști magistrați care au lucrat fie în penitenciare, fie în alte structuri militarizate de 7-7 de ori mai mari. A, 400 păi de nu mănâncă un fost procuror Sau un fost director de penitenciar De 70 de ori mai mult Decât un pensionar din agricultură Sau din, știu eu Sunt medici primari care au pensie După 44 de ani vechime Am un caz în Brașov 1400 de lei, medic primar Cardiolog Vă puteți da seama? Așadar, este nevoie Ca în sistemul de pensii, ca și în sistemul De salarizare, unde deja legea s-a dat și poate fi și ea îmbunătățită, dar în sistemul de pensii să se corecteze inechitățile. Și dacă în unele cazuri, prin mecanismul actual de calcul al pensiei, iese, pensia, iese calculul mai mic decât pensia în plată, rămâne pensia în plată. Deci, principiul fundamental este că nimeni nu va pierde la pensie nimic. Eventual, vor câștiga, repet, mai mult sau mai puțin. Și acum, ce trebuie făcut? Spune Ministra Muncii că, potrivit programului de guvernare, se va modifica formula de calcul. Păi dacă se va modifica, în ce sens? Se va modifica în sensul reducerii inechităților. Să nu mai fie pensiile mici atât de mici și pensiile mari atât de mari. Putem chiar formula o apreciere de asta, un joc de cuvinte. În România și, de fapt, în lumea globalizată. Atât de mulți au atât de puțin pentru că atât de puțini au atât de mult. Da. Nicolai expus. Asta este o expresie a inechității sistemului de distribuție și, în unele cazuri, redistribuție a fondurilor de pensii. Deci, noi vom avea în România, în dezbatere parlamentară, după luna octombrie. Și când va fi dezbatere parlamentară, evident că va fi dezbatere și cu asociațiile de pensionari. Astfel încât să crească pensiile și să se reducă inechitățile. Numai că Institutul de Cercetare a Calității Vieții, de pe lângă Academia Română, un institut format din specialiști de cea mai înalt nivel național și, și internațional, Publica anul acesta un raport sub, conducerea, sub coordonarea profesorului universitar, dr. Cătălin Zanfir, care este foarte important și recomand telespectatorilor dumneavoastră să-l lectureze. Arată niște stări de fapt în România de azi și niște trenduri dezvoltate în ultimii 25 de ani. Și arată decalajele față de Uniunea Europeană și media Uniunii Europene. Ea ia trei feluri de repere. Primele uh, 15 țări din Uniunea Europeană, media celor 28 de țări din Uniunea Europeană și media celor 8 țări care sunt în situația noastră, adică foste socialiste, da. care acum sunt membre în Uniunea Europeană. De aici se desprind câteva idei. Una dintre ideile principale este că în România, din ceea ce se generează prin produsul intern brut, plus valoare, capitalul ia 60% și retribuția oamenilor, că vorbim de salarii, că vorbim de pensii, este doar 40%. În lumea civilizată occidentală, exact invers. Adică 60% este omul, da, și sunt 40%. oamenii, salarii și pensii. 40% capitalul. Așadar, acum când vorbim, distribuția între oameni și capital este exact invers ca în, în viziunea europeană și asta în câțiva ani trebuie modificată. Adică să revină mai mult oamenilor prin salarii și pensii decât acum. Și asta sperăm să se facă de către actualul guvern și guvernele care vor veni. Asta este o idee importantă. O altă idee importantă pentru sistemul de pensii este următoarea. Uh, nouă ne lipsește o foarte bună informare a cetățenilor în privința modificărilor și prevederilor legislative. Vreau să spun spectatorilor dumneavoastră că pe site-urile, pe paginile de internet ale caselor județene de pensii, avem prezentate foarte bine actele normative, toate care se referă la diferitele tipuri de legi. Că Există legea generală a pensiilor, dar există da, și legi speciale. Exact, în baza cu poți să Și fiecare, fiecare pensionar da. se poate duce pe pagina de internet a casei județene a lui. Județului său de pensii da, da. și să vadă la ce lege se încadrează și în ce condiții. E greu, nu toți au internet, e mai greu, dar, mă rog, a găsit modalități. Aici, e dacă n-ai tu pensionar internet, are în mod sigur da, băiatul, eu sau eu, nepotul da. Da. că există. Așadar, oamenii se pot informa mai bine și este nevoie și de o comunicare mai bună din partea guvernului, în mod special a Ministerului Muncii, către cetățeni ca să înțeleagă aceste mecanisme. Partea proastă a lucrurilor este că, din interese politice, de discreditare a guvernului sau a ministerului sau mai din interese de partid, unii dintre politicieni, dar și din presă, care au interese politice, și sunt foarte mulți, sperie oamenii cu ideea că nu sunt bani la pensii, asta e o idee. Și a doua idee că în anul viitor sau în anii viitor nu vor fi bani de salarii. Și că urmează astea... o nouă criză. Și că urmează o nouă criză. Da. Astea sunt și asta două astea minciuni așa. și două prostii. Dezinformări. Dezinformări, dar din păcate, multă lume care da, se bazează pe vorbe, cred. pe vorbe și nu cunoaște mecanismele de funcționare ale statului, crede aceste prostii. Și vreau să vă dau în emisiune un exemplu pentru telespectatori. Deoarece 8 ani am fost primar al municipiului Brașov, am îndeplinit această funcție de onoare ales de cetățeni, am executat în 8 ani de zile, mă rog, la situația de atunci, anii 96-2004, un buget de peste 300 de milioane de euro. Adică în cei 8 ani de primărie da, actualizat la banii de azi. Experiența din administrație mi-a arătat, și merită să spun acest lucru în emisiunea dumneavoastră, faptul că în România avem o slăbiciune în administrația publică, locală și centrală, în privința următoarei construcții bugetare. Cum se construiesc bugetele? La nivelul primăriilor, autorități publice locale, după aceea. Se strâng la județe și se merge cu propunerile către ministere, direcția economică, de regulă, face așa. Roagă șefii de servicii, câte sunt, dacă primăria e mai mare, mai multe Spat servicii, dacă e mai ça. mică, mai multe servicii, să facă propunerile de buget pentru anul viitor. Asta se întâmplă pe la jumate anului. Ei ce fac? Șefii de serviciu. Serviciu, salubritate. Scrie așa. Bă, câți, câți ani am executat anul trecut? Păi 100 de milioane. Da, nu asta. 120. Mă zice, pentru anul viitor punem 150, că nu ne 250, 150, dar poate ne dă 135. Din burtă. Deci, fără fundamentari, studii de. Din burtă. Așadar, propunerea de la nivelul șefului de serviciu salubritate vine 150 de milioane pentru anul viitor fără nicio fundamentare. Există o lege în privința a legea finanțelor publice locale, metodologiei de fundamentare a bugetului. Dar la ce previziuni se fac, estimările sunt uneori subiective. Adunați chestia asta de la vreo 20-30 de servicii într-o primărie. În România sunt și municipii Câte sunt peste 100, și uh, de reședință de județ 40, da? și 3.000 -și. și ceva de comune, 3.000 și vreo 300, și vom vedea că găsim un număr de vreo 3.500 de unități administrative teritoriale doar primării, plus consiliile județene, deci ne găsim pe la vreo 3.600 de bugete locale și ne ducem la ministere. Începe și la ministere aceeași distracție, că ministerele au un teritoriu direcții. Deconcentrate ale ministerelor. Da, 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 da. Când adunăm ca număr de instituții găsim vreo 4.000, dacă nu și mai mult, de instituții care fac bugete, și situația este următoare. Unde se umflă cel mai mult nefundamentat bugetele locale și județene și naționale? La capitolele cheltuieli cu bunuri și serviciile. Eu vă spun din experiență: dacă la jumătatea anului, la anumite capitole de bunuri și servicii, din pic se taie când se constată cum s-a executat bugetul pe jumătate de an. Din pic se taie. Între 20 și 40-50% din cheltuieli, la anumite, nu la toate, Cheltuieli cu bunuri și serviciile, se pot face economii de 20 până la 40%. Și când chestia asta se poate la atâtea mii de bugete locale și ale instituțiilor. Ba, Vă imaginați ce la nivel național? Da. Deci, ce vreau să spun este că de aceea avem nevoie de un program național de reducere a risipei. Sigur că pentru asta este nevoie de o metodologie, da, asta. Fie de o metodologie fie managerială da. riguroasă, bazată pe, pe mult management și finanțe. De ce? Ca să avem resurse suplimentare, să nu se risipească pe panseluțe și lucruri inutile de cele mai multe ori. Știți unde se fură cel mai mult? La consumabilă cine stă și verifică autoritatea externă câte panseluțe au fost acum trei ani în nu știu ce oraș, în care s-au dat niște milioane. Noroc bun și sănătate. Curtea de <gută> conturi că... verifică hârtiile. N-a numărat panseluțele din teren. Și atunci... Deci dacă s-ar face o mai riguroasă cheltuire a banului public, am avea resurse suplimentare să alimentăm bugete fundamentale, cum sunt educația, sănătatea, în mod special sănătatea, educația și respectiv protecția socială. Spune raportul Institutului Cercetării Calității Vieții pe bază de date obiective și metodologie științifică, sigur, nu pe bază de sigur, afirmații, sigur, așa, că în România statul cheltuie prea puțin pentru nevoile sociale ale cetățenilor, sănătate, educație și protecție socială. Deși mintea fostul președinte care spunea că statul Uh, mic și slab și ține în spate grasul, uh, bugetul e mic bugetul și slab de și de ține de grasul statului exact exact invers. Așadar recomand cu mare căldură lectura raportului Bine. Institutului Bine. de cercetare a Calității Bine. Vieții pentru anul 2017 și respectiv uh, în drum telespectatorii dumneavoastră care ne privesc acum să fie liniștiți în privința faptului pensiile vor fi asigurate, ele vor crește, să sperăm că vor crește mai mult decât cresc facturile de întreținere și prețul medicamentelor, astfel încât să crească bunăstarea cetățenilor și la fel și cu salarii. Mă rog, la salarii deja avem o, o lege. Iar în privința bugetului de pensii, totdeauna el va fi comple, cum să spun, complementat, supli Suplimentat. Sub... Deci el are o limită. Rectificat. Rectificat. o limită care vine din bugetul asigurărilor sociale. Ce trebuie în plus ca să asigure pensiile se suplimentează din bugetul de stat și v-am dat exemplu cu bugetele locale și cu risipa ca să arăt că există resurse totdeauna. Iar când se construiește un buget, primul lucru care să-l pui la ceea ce înseamnă cheltuieli fixe sunt obligațiile legale. Așa ești, de ceea ce da. e obligație legală, printre care și pensia și salariu? Alea sunt primele care trebuie să le pui deoparte. De ce? Pentru că la consumabile, cheltuieli cu bunuri și serviciile pot să variezi mai mult sau mai puțin, reduci unele servicii, crești la altele în funcție de ce ai la dispoziție. Da, mulțumim mult, domnul Gheșe pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Sper că prin aceasta să vă elimine orice fel de panică în ceea ce privește primirea pensiilor și pentru că mai avem puțin până la finalul emisiunii și n-am discutat deloc despre viitorul politic al domnului senator Ioan Ghișă, Ei, vă rog să ne spuneți ce aveți în vedere în viitor apropiat, vă rog. Acum. Chiar sunt curios, nu numai eu, probabil că și telespectatorii, fiindcă, încă o dată vă spun, Parlamentul României în această legislatură a pierdut un om de mare valoare prin uh, faptul că nu ați obținut numărul de voturi pentru a accede la fotoliul de parlamentar. Dar, poate tot rău este bine și de aceea ne spuneți dumneavoastră ce aveți de gând în continuare în legătură cu cariera dumneavoastră politică, pentru că sunt convins că nu aveți cum să renunțați la astfel de cariere. Sunteți practic uh, făcut pentru a deplini o funcție de înaltă demnitate în statul român. Și o să vedeți vă, că așa va fi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Uh, mă simt onorat uh, că îmi spuneți astfel de lucruri. Uh, exist? Nu o spun mai eu. Credeți-mă că sunt mulți cetățeni care au urmărit emisiunile și nu am fost unul care să-mi spună, domne, ce mă bucur că domnul Ghișe nu mai e în Parlamentul României. Din potrivă. Da. credeți mă vă spun cu toată sinceritatea, uh, și nu e opinia numai a mea. Da. Ce vreau să vă spun este că și în politică, pentru cei care candidează, este exact ca și în sport. Dacă îi întrebi pe niște fotbaliști de la o echipă, zice, îi întreb, reporterul zice, domnul zice, în fața aveți un campionat, care sunt meciurile cele mai grele? Și răspunsul sportivilor este, cel mai greu, e primul meci. Următor, următor, e prim următorul meci. În ordinea, în succesiunea lor, alegerile care urmează în România sunt alegeri europarlamentare în mai 2019, prezidențiale în decembrie 2019 și alegeri locale în mai 2020 și alegeri parlamentare în decembrie 2020. Așadar, dacă le luăm în ordinea lor, cele mai grele alegeri sunt primele care vin. Alegerile europarlamentare. După aceea, mai vedem. Dacă Primul meci e cel da, mai greu. Dacă ar fi pe final, să priviți în ochii telespectatorilor, ce va recomanda în continuare pentru ca Ioan Ghișă să îndeplinească unul, eu, bine că toate nu, nu aveți cum, unul din cele trei fotorii, cel de europarlamentar, cel de președinte al României, unde eu mizez pe un astfel de, pe o astfel de funcție de, pentru domnul senator Ian sau după aceea cel de parlamentar și aici vin de anul 2020. Vă mulțumesc că mă onorați în mod deosebit. Știți ce se întâmplă? Eu spun un lucru care cred că e de bun simț și este simplu. Pentru un om politic, om politic care vrea să... Și ce scuze că vă întrerup să mai spun un lucru. În afară de competență, mai aveți un atu extraordinar. Și anume faptul că vă caracterizează corectitudinea. N-am auzit pe cineva care în anii de mandat la primărie sau cei 16 ani de parlamentar să aibă vreo suspiciune în legătură cu vreo faptă sau vreo ilegalitate la care dumneavoastră să fost părtași. N-am auzit. Păi... Vă mulțumesc pentru aprecieri Păi asta e prima condiție în opinia mea Pentru Sigur. un om politic să respecte legea Eu sunt băiat de militar Și am învățat că în armată Respectarea legilor și regulamentelor militare Este obligatorie Sigur. Asta am învățat în familie De formație, e un fiind, fiind profesor de matematică Și pasionat de șac Țin foarte mult la reguli Și de aceea am învățat atât de mult Despre constituție și legi Acum spuneți ce te recomandă ce vă recomandă pentru o funcție de demnitate publică aleasă. Eu spun și cred că este adevărat și firesc normal ceea ce spun, oamenii pot avea încredere în cei care candidează pentru ceea ce ei deja au făcut, adică au demonstrat. Oricine se uită pe internet, fie la parlament, fie la pagina personală de internet, da, blog Descoperă cariera politică de 27 de ani, cum a spus dumneavoastră, fără fapte de corupție, dar mai ales competențe uh, dobândite prin cursuri de specializare și respectiv prin practică politică. Ori, în clipa când ai parcurs niște experiențe și ai demonstrat, că nu te ai împotmolit fiind incompetent, dar mai ales că ai respectat regulile, asta poate și mai ales, în unele cazuri chiar atitudini patriotice, asta cred că te califică să vrei să vin în fața cetățenilor pentru a te oferi să servești într-un nou mandat, fie el europarlamentar sau mandat național de altă natură. Așadar, cel mai greu meci este cel următor, alegerile europarlamentare, după care mai vedem. Vă doresc succes în mulțumesc. orice întreprindeți din punct de vedere politic. Mulțumesc pentru prezenta la, la emisiune, mulțumesc telespectatorilor care ne-au urmărit. Mulțumim încă o dată, domnul senator Ian pentru uh, ceea ce a făcut uh, până acum pentru România, pentru ceea ce ne-a uh, evidențiat în această seară printr-o expertiză deosebit de competentă într-un domeniu în care nu este calificat respectiv cel juridic, dar mie cel puțin și cred că și dumneavoastră ne-a dovedit că uh, dânsul cunoaște drept mai bine decât mulți alții cetățeni ai României. Bună seara, ne vedem luna viitoare la aceeași oră.